Mandela spunea, educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi ca să schimbăm lumea. Eu cred cu tărie în puterea educației, pentru că validez acest lucru în fiecare zi, în activitatea mea la clasă. Aici, la Forumul Național al Cadrelor Didactice din Republica Moldova, ne propunem să discutăm despre puterea transformării pe care o are educația asupra fiecărui individ și asupra societății și despre cum noi, cu dumneavoastră, cadrele didactice, validăm, valorificăm această putere atât în raport cu copiii, cât și în raport cu noi înșine. Suntem mulți, 400 de cadre didactice și manageriale în această sală. Și mai mulți urmăresc activitatea forului online. Pe platforma video privesc eu, pe pagina Facebook a Președinției, a Ministerului Educației, MediaCor, UNICEF. Vă salutăm și vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Eu mă numesc Deana Carauș, sunt cadru didactic, sunt învățătoare și sunt mândră de acest lucru și astăzi voi încerca un nou rol, rol de moderator. Activitatea noastră este organizată de către Președinția Republicii Moldova împreună cu Ministerul Educației și Cercetării la inițiativa doamnei președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu, cu sprijinul proiectului Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID, Suedia, Marea Britanie, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, Norvegia, Japonia, Fundația Orange, în parteneriat cu Universitatea de Stat, MediaCor și Clasa Viitorului. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, Excelența sa, Președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Bună dimineața! Stimați profesori, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la forul de azi și de a discuta lucruri esențiale pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova. Am observat un interes mare din partea cadrelor didactice și a celor manageriale și asta este o dovadă în plus că avem profesori interesați de profesia lor și dornici să contribuie la îmbunătățirea situației din educație. Vreau să știți că apreciem implicarea dumneavoastră și mizăm pe ea. Rolul vostru este foarte important. Voi educați generațiile viitoare care vor construi viitorul țării noastre. Împreună putem crește prestigiul acestei profesii importante și grele. Îmbunătățirea calității educației este o sarcină prioritară pentru noi. Avem datoria să pregătim tinerii noștri pentru o lume în continuă transformare, așa încât ei să înțeleagă și să poată rezolva probleme complexe, să se poată adapta rapid condițiilor noi și incerte. Vreau să lucrăm împreună pentru misiunea noastră comună, de a crește copii împliniți, capabili să-și construiască un viitor fericit acasă. Educația pe care o oferim copiilor azi va influența direct calitatea vieții generațiilor viitoare, dar și capacitatea statului nostru de a ne asigura condiții bune de viață în deceniile care urmează. Ne dorim cu toții să avem o societate în care fiecare om caută zi de zi să fie mai educat. Mai educat înseamnă să avem o cunoaștere cât mai vastă asupra lucrurilor, dar și să deprindem un comportament respectuos,
înțelept și solidar față de cei din jur. Moldovenii mereu au văzut educația în complexitatea sa. Țin minte când eram la școală, dar mai ales când părinții noștri erau la școală, profesorii erau unii dintre cei mai respectați oameni din localitate, iar educația era ceva de preț, un vis pentru care muncea toată familia. Să ajungi la facultate, să faci studii, să fii om învățat, era o mare valoare și o mare realizare. În timp, din cauza unor perioade complicate economic, a sărăciei, a migrației, a corupției, valorile uneori par să se fi inversat cu locul și nu întotdeauna cei cărturari au ajuns să aibă un nivel de bunăstare mai înalt sau să dețină funcții de conducere. Copiii și întreaga societate este debusolată de astfel de denaturare a axelor valorice. Dar tocmai aici stă misiunea noastră. Să nu contenim în a pune educația în capul mesei. Să demonstrăm prin propriile alegeri că omenia e mai valoroasă decât șmechereala. Că știința aduce mai multe rezultate decât ignoranța. Că disciplina este mai bună decât leneveala. Că empatia este mai puternică decât egoismul. Avem cu toții, de la președinție, parlament, guvern, la directori și pedagogi și până la fiecare cetățean al țării noastre, misiunea importantă să arătăm oamenilor, tinerilor, că merită să învețe, pentru că educația poate schimba viața în bine. Sper că deschiderea dumneavoastră, de care ați dat dovadă la înregistrarea la forum, ne va permite să avem o discuție de substanță despre sistemul educațional din Republica Moldova. Îmi permit, stimați pedagogi, să vă propun câteva teme de reflecție, teme pe care eu le văd ca fiind importante și față de care comunitatea dumneavoastră este cea mai în măsură să se pronunțe. Prima temă pe care eu o cred importantă este autoritatea profesională și morală a profesorului. Învățarea necesită un raport echilibrat între profesor, cel care deține cunoașterea, și elev, cel care o deprinde. Cum putem asigura un model optim de relaționare elev-profesor care să încurajeze respectul și învățarea fără să provoace tensiuni suplimentare elevilor? Un factor important este profesorul însuși, care se impune prin cunoștințe, printr-un comportament profesionist, printr-o atitudine echilibrată și deschisă față de copii, care îi încurajează să învețe și să nu le fie frică de încercări și experimente. Atmosfera din școală este un alt factor important. Modul în care copiii se simt în școală poate fi definitoriu pentru evoluția lor sănătoasă. Copiii au nevoie să simtă că se află în siguranță, că profesorii au încredere în ei, dar totodată au nevoie de structură, de consecvență și disciplină, pentru că doar așa ei înșiși vor putea deveni creatorii vieții lor. Condițiile riguroase ale examenilor de bacalaureat, pe care le-am introdus acum 10 ani, ne-au ajutat să creștem moralitatea din sistem. Am adus astfel mai multă disciplină în școală și am asigurat mai mult respect pentru profesori. Și cred că trebuie să continuăm să lucrăm în această direcție, să avem o comunicare respectuoasă între profesori, administrația școlii, elevi și părinți, dar să nu admitem ingerințe în activitatea didactică. Să dăm profesorilor suficient spațiu pentru ca ei să-și facă munca așa cum știu mai bine. O altă temă importantă, din punctul meu de vedere, este conținutul educațional livrat copiilor. Elevii petrec o bună parte a zilei în școală, înseamnă oare asta că putem adăuga la nesfârșit noi și noi materii de studii în programul școlar?
Vedem că unele țări dezvoltate, care au făcut în trecut mai multe experimente în sistemul lor de învățământ, își adaptează politicile educaționale. Franța, de exemplu, își centrează acum curriculumul pe materiile fundamentale, matematică, fizică, chimie și altele. E important să consolidăm capacitatea elevilor de a însuși științele fundamentale în școală. Este la fel de important să pregătim copiii să fie flexibili, deschiși, să învețe mereu. Flexibilitatea și reziliența sunt calități necesare pe care trebuie să le cultivăm în noua realitate în care trăim. Deciziile noastre în această privință vor urmări interesul suprem al copilului și ele trebuie fundamentate pe cercetări riguroase. Avem obligația să răspundem cât de bine nevoilor elevilor de a le transmite cunoașterea de care au nevoie. O temă mare pe care sper că o veți discuta astăzi la Forumul Cadrelor Didactice este cum tratăm schimbările aduse în viața noastră de digitalizare și inteligența artificială. Apariția lumii digitale ne-a dat speranță pentru o educație mai bună. Totuși, soluțiile de învățare de la distanță testate în timpul pandemiei COVID-19 nu au funcționat întotdeauna așa cum am presupus. Ce concluzii putem face după experiența din pandemie despre raportul între învățarea digitală și cea tradițională? Cum să facem din digitalizarea învățământului un proiect de succes? O problemă a inteligenței artificiale este că aceste tehnologii nu au integrată o busolă morală și ele ar putea fi folosite abuziv, cu repercusiuni serioase asupra societății. Profesorii din Moldova urmează să decidă ce instrumente digitale pot fi folosite pentru a îmbunătăți experiența școlară a elevilor noștri, fără a dăuna calității studiilor și sănătății copiilor. O altă temă de discuție pe care vă propun este rolul statului și al familiei în educarea copiilor. În constituțiile multor țări, școala este responsabilă de învățare, iar educația propriu-zisă îi revine familiei. Având o legătură atât de strânsă între învățarea oferită de stat și educația asigurată de familie, cum putem construi o legătură sănătoasă între familie și școală? Vă invit să discutăm serios astăzi în ce direcție ar trebui să avanseze școala în Moldova în contextul demografic actual, când mulți cetățeni de-ai noștri pleacă din țară. Acest context reprezintă una dintre cele mai mari îngrijorări pentru viitorul nostru. Și aici cred că școala poate să pună umărul, alături de familie, la educarea copiilor. Acest rol al școlii și profesorilor este și mai important în cazul copiilor, părinții cărora sunt plecați peste hotare. Școala poate oferi acestor copii mai multă grijă și ghidare. Stimați profesori, știu că munca pe care o faceți zi de zi este una grea și responsabilă, iar atunci când sunteți nevoiți să preluați și rolul suplimentar de mentor și gardian al copilului, sarcina devine și mai grea. E o mare responsabilitate pe care poate nu v-ați dorit-o, dar e un lucru care trebuie făcut dacă vrem ca viitoarele generații de oameni din Moldova să împărtășească valorile noastre. Hărnicia și respectul pentru muncă, încrederea în forțele proprii, capacitatea de adaptare la schimbări și rezistența la greu. Dacă vrem ca viitorii adulți ai Moldovei să fie cât mai bine pregătiți pentru viitor, dacă vrem ca ei să reușească și, respectiv, țara noastră să reușească, cine să-i ajute dacă nu noi? Rolul profesorilor va fi foarte important în pregătirea comunităților noastre pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De la voi, stimați profesori, vor învăța copiii despre schimbările prin care trece țara noastră, despre aspirațiile noastre și despre avantajele
integrării europene, dar și despre ce avem de făcut ca societate și ca țară pentru ca visul european al moldovenilor să devină realitate. Știu că ceea ce vă cer este o sarcină grea. Avem nevoie de acest mare efort colectiv, de efortul întregii societăți, ca să scoatem Moldova din sărăcie și subdezvoltare și să ne dăm șansa unui viitor mai bun aici, acasă. Mizez pe deschiderea și dăruirea voastră a colegilor voștri din sate și orașe ca să ne asumăm acest efort și să fim alături de copiii Moldovei pe acest drum. Stimate doamne și stimați domni, acestea sunt temele pe care vi le propun spre discuția astăzi. Desigur, lista lor nu este exhaustivă. Discuțiile în cadrul forului de astăzi, ceea ce vom auzi de la domnul profesor Miclea. Domnule profesor, vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. Și de la alți vorbitori vor introduce și alte teme fundamentale care ne vor oferi viziuni și soluții ce ne vor ajuta să facem un pas înainte. Când am acceptat în anul 2013 să vin în funcția de ministru al educației, a fost pentru că știam că educația este temelia de la care pornește orice țară, orice cultură, orice comunitate. După 10 ani, această credință este o constantă și acum cred și știu că fără educație, o țară nu poate crește, nu poate fi nici liberă, nici puternică, nici dezvoltată. Profesori buni, țară prosperă. Cred că această deviză trebuie să ghideze drumul către educația viitorului. Pentru a deveni specialiști mai buni, trebuie să învățăm zilnic, să depunem mult efort, să avem voință și curaj. Noi vom crește motivația pentru profesori, dar și exigențele pentru cei care vor să lucreze în instituțiile educaționale din țară. Vom continua să investim în formarea pedagogilor. Vom continua să încurajăm performanța, să oferim sporuri și oportunități celor care obțin rezultate remarcabile în pregătirea elevilor. Vreau să știți, dragi profesori, că veți avea mereu sprijinul meu. Împreună putem schimba în bine situația din educație și din țară. Vă mulțumesc și vă îndemn să continuăm discuția astăzi, dar și la următoarele întâlniri, pentru că avem foarte multe lucruri de discutat și sunt sigură că cu toții vom învăța mult din aceste discuții. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna președinte, pentru ideea organizării acestei platforme de comunicare, să ne fie tuturor într-un ceas bun și împreună cu adevărat să facem această schimbare. Vă mulțumim mult! Invit în scenă ministrul Educației și Cercetării din Republica Moldova, domnul Dan Perdun. Și bine v-am regăsit. Mă bucur să ne revedem la un timp atât de scurt de la ultimul eveniment mare pe care l-am desfășurat săptămâna trecută. Astăzi este o ocazie specială, este într-adevăr un început de dialog mult așteptat și foarte necesar pentru sistemul nostru educațional. Doamna președintă a propus câteva teme fundamentale pe care cred că de-abia o să începem să le discutăm astăzi și urmează să continuăm pe parcursul întregului an pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări cu care se confruntă nu doar Republica Moldova, dar cred că orice societate de pe globul pământesc în ziua de astăzi. Mă bucur mult că ne bucurăm de susținerea partenerilor în desfășurarea evenimentului de astăzi și aș vrea să le mulțumesc celor care au pus umărul nemijlocit pentru a crea această oportunitate. Poporul american, reprezentant astăzi de către domnul ambasador Loxton. Mulțumim foarte mult pentru tot suportul dumneavoastră și a colegilor de la SID, doamnei Maha Damaj de la UNICEF, care întotdeauna este alături de Ministerul Educației și răspunde tuturor rugăminților noastre de suport. Colegilor de la ambasada Suediei, doamna ambasador, vă mulțumim foarte mult pentru ceea ce faceți pentru noi. Astăzi
Avem alături de noi doi miniștri ai educației din România, ceea ce este fantastic și cumva mentorii, inclusiv a reformelor din Republica Moldova, care s-au desfășurat în ultimii 10 ani, la care învățăm în fiecare zi. Domnule Funeriu, mulțumim foarte mult că sunteți alături noi la minister și ne ghidați. Și domnule Miclea, care ați contribuit și la formarea domnului Funeriu și ulterior deja mai departe la acele schimbări care s-au întâmplat în Republica Moldova. Eu sper că noi o să avem un eveniment util, în primul rând, un eveniment care o să ne facă să reflectăm mai mult la ceea ce se întâmplă în sistemul nostru educațional. Noi foarte des suntem absorbiți de probleme cotidiene și nu întotdeauna avem ocazia să reflectăm asupra unor subiecte majore. Și asemenea evenimente cred că sunt foarte importante pentru a ne rupe de rutina zilnică și de a ne da spațiu mental necesar să gândim cum construim educația în Republica Moldova în așa fel încât să răspundă necesităților momentului și așteptărilor societății de la aceasta. Încă o dată, mulțumim mult tuturor celor care au pus umărul la desfășurarea acestui eveniment, doamnei Chicu, pentru tot efortul făcut, și doamnei președinte pentru inițiativă, și sperăm să avem un eveniment minunat astăzi. Mă bucur să vă revăd și haideți să reflectăm împreună. Mersi! Mulțumim mult, domnul ministru, și suntem onorați să avem astăzi prezent în sală pe excelența sa, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, domnul Kent Longstam. Doamnă președinte Sandu, domnule ministru Percion, dragi elevi, studenți și profesori, bună dimineața! Este o plăcere să sărbătoresc împreună cu dumneavoastră talentul și dăruirea profesorilor din Moldova. Statele Unite se mândresc că au contribuit la realizarea obținută de Republica Moldova în domeniul educației. Suntem bucuroși. Suntem bucuroși să participăm la modelarea claselor viitorului în comunitățile mari și mici. Investițiile în educație sunt investiții inteligente pentru orice stat, dar ele sunt în acest timp absolut esențiale în efortul nostru de a construi un viitor prosper, sigur și democratic pentru toți cetățenii moldovei. Statele Unite, prin USAID, ajută școlii să implementeze digitalizarea și să ofere o mai bună experiență de învățare elevilor din Republica Moldova. Acum 3 ani, 76% dintre profesorii din țară nu aplicau competențele informatice în clasă. În prezent, același procentaj reprezintă pedagogii care au adaptat tehnologii digitale în predare. Programul nostru, Clasa Viitorului, lansat în anul 2019 cu un buget de 1,8 milioane de dolari, a fost extins pentru a include încă 61 de școli, ajungând la un total de 123 de școli în toată țara în acest an. Sperăm că până în anul 2026 vom avea 300 de școli participante la proiect care vor avea tehnologii digitale, precum programarea și robotica, ca parte a programe standard. La nivel universitar, programul nostru Profesile Viitorului permite universităților din Republica Moldova să-și extindă oferta spre domenii precum sound design,
animația, producția și modelare 3D. USAID cooperează și cu companii private ca Google, Cisco, Moldcell și Orange pentru a dota școlile cu echipamente care satisfac mai bine necesitățile elevilor, cum ar fi calculatoare și acces la internet de mare viteză și spații specializate care oferă elevilor o experiență practică cu tehnologiile viitorului. Sunt încântat că voi întâmpina voluntari Corpului Pace, care vor reveni în Moldova în această lună. Voluntarii Corpului Pace au predat limba engleză și educația pentru sanitate în școlile din Moldova în ultimii 30 de ani și eu aștept cu nerăbdare ca ei să-și înceapă activitatea în ianuarie. Niciunul dintre aceste proiecte nu ar fi fost posibil fără angajamentul puternic și parteneriatul public-privat condus de Ministerul Educației și Cercetare, comunitatea donatorilor, inclusiv Suedia și Regatul Unit, și partenerii noștri din sectorul privat. Vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră față de elevii, studenții și profesori, precum și față de un viitor mai bun pentru Moldova. În sfârșit, aș vrea să spun un sincer mulțumesc profesorilor pe care îi onoram astăzi. Mama mea a fost profesoară și sora mea este profesoară. Iar profesorul meu de germană a fost cel care m-a luat în prima mea călătorie în afara Statelor Unite și m-a inițiat în cariera diplomatică. Vă apreciem și vă mulțumim. Vă mulțumim mult! Cu un deosebit respect, invităm în scenă pe excelența sa, ambasadoarea SUE din Republica Moldova, doamna Catarina Frit. Dear Madam President, Ministers, Ambassador, UNICEF representative, rector, professors, most importantly, all the teachers here, doamnelor și domnilor. I'm so sorry I'm not able to do this in Romanian. I think it's a show of my lack of my poor education, and I'm really hoping to improve on this, maybe until next year. But allow me to begin with congratulating you all for coming together today for this first ever national Teachers Forum. The topics that we've discussed here are key for Moldova's future, a future that in many ways begins in the classroom. As teachers, you have the opportunity to shape the future, to be brave and creative when you develop your teaching and curricula, to adapt it to the constant evolving society and ensure that Moldova's coming generations are equipped with the skills that meet tomorrow's needs. Sweden is proud to support, together with USAID and UK, the Future Technology Activity, which has already had an impact on the Moldovan higher education and beyond, including by providing hands-on technology also outside Chisinau in places that traditionally may not have access to such resources. When I travel around the country, I'm very happy to see the results from several different partnerships like Digital Labs, TechWill in every school, and the Future Classrooms in many places already. The digitalization, learning, and adapting to new technologies will be essential to ensure that Moldova's youth have the skill set needed in the future, also for the jobs that do not even exist yet. The classrooms are also where we have an excellent opportunity to create the future we want and pave the way for the planet we want to have. In Sweden, we are using our schools as platforms for environmental and sustainable education. One example is the Green School Movement, which today is closely interlinked with our educational system.
Together with civil society, students and teachers engage and strive to become certified as green schools. These schools are designing projects that engage with and have an impact on local and global issues. Student councils are set up to inform school decision-making on shared priorities. Clubs and associations for students have been organized to inspire environmental awareness through social activities, and curricula has been updated to incorporate these topics. I am excited that we, through the FDA project, is supporting similar work here in Moldova with the Verde Play initiative and its innovation and sustainability program, which has now been piloted in 30 schools. We believe that the Verde Play, with its human-centered design methodology, will influence the students and help them develop strong analytical, critical, and creative thinking skills. With these skills, we hope students will forge creative paths and build entrepreneurial skills to start and run sustainable businesses one day. Sweden is very pleased to be part of the important work of supporting Moldovan teachers and students in developing a more mindful and a more creative education to build a greener tomorrow. Thank you so much for inviting me today, today's very important opening, and I wish you all good and fruitful discussions throughout the day. Mulțumesc. Thank you very much. Ne bucurăm să o avem astăzi alături de noi pe reprezentanta de țară în UNICEF, în Republica Moldova, excelența sa, doamna Maha Damash. Your Excellency, the President of the Republic of Moldova, Madame Maia Sandu, esteemed ministers, ambassadors, distinguished guests, dragi profesori, buona ziua. Today, on World Teachers' Day, we gather to celebrate and recognize the indispensable role that teachers play in shaping our future. In a world that is undergoing radical changes at an accelerated speed, a world that advances artificial intelligence and machine learning, the teachers are still at the front lines, delivering on our global promise of education for all children by 2030. Especially for more than 200 million boys and girls impacted globally by armed conflict, climate change, forced displacement, and other crises. As we take a moment to reflect on the state of education in Moldova, let us acknowledge and celebrate the progress we have made. The country's enrollment rates in general education are commendable, even when compared to countries in the European Union, such as Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, and others. Yet there are challenges that we must address. While our enrollment and retention rates are high, the learning outcomes of more than 450,000 children enrolled in Moldovan schools and preschools do not reflect the same success. About half of the 15-year-old students are in learning poverty, not being proficient in reading, mathematics, or sciences. We face disparities in educational access as well, particularly for vulnerable communities such as Roma children and children with disabilities. Around half of Roma children are not in school, and only 4% of Ukrainian children in Moldova are enrolled in formal education. In recognition of these challenges and opportunities, UNICEF has mobilized more than $17 million for the Moldovan education sector since 2018, leveraging with that our global knowledge and expertise in the development of inclusive and resilient education policies and strategies, devising public financing schemes, and working for digital transformation, innovation, and capacity building to find the best Moldova-specific solutions for these issues. We are well aware that throughout this work, teachers are pivotal in improving the quality of education services in Moldova. They play a critical role in advocating for policy changes, adapting to the specific needs of diverse students, and ensuring that education remains accessible and effective for all types of learners. To help them in this task, it is imperative that our teachers embrace modern child-centered teaching approaches to strengthen the focus on inclusiveness, equity, gender, and resilience. Pre- and in-service training must reflect these values,
creating a safe and inclusive learning environment for every child. And we look forward to supporting you and continuing this journey with you. I think, like everybody here, when I think back on the most impactful moments, on the most impactful moments of my schooling, I do not remember the school, the textbook, the project, or the exam. I remember the teacher who helped me unlock new concepts and achieve something that made me stand tall and proud. UNICEF este în continuare angajat să susțină reforma sectorului educațional pentru a asigura accesul și participarea egală la educație a tuturor copiilor și suntem onorați să lucrăm cu profesorii din întreaga lume pentru atingerea acestui obiectiv. Silința, dedicarea și pasiunea cadrelor didactice fac diferența semnificativă în viața curentă și viitoare a elevilor lor. Ziua profesorului este o oportunitate de a aplauda toți pedagogii care, într-o lume emergentă a mașinilor inteligente, modelează umanitatea de mine. Mulțumesc și la mulți ani cu ocazia zilele profesorului. Vă mulțumim din inimă pentru susținerea pe care ne-o oferiți și cu un profund respect invit în scenă și ofer cuvântul rectorului Universității de Stat din Republica Moldova, domnului Igor Șarov. Bună ziua, stimată doamnă președinte, stimați domnule ministri, excelențele voastre, domnilor și domnilor ambasadori, stimați domni rectori, dragi colegi profesori, în primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult organizatorilor că aici, la Universitatea de Stat de Moldova, este organizat acest forum și la o scurtă distanță mult osuită de evenimente legate de ziua profesorilor și vreau să felicit organizatorii cu organizarea unui eveniment excepțional după mine și ca să ales Universitatea de Stat de Moldova, spațiul Mediacor pentru organizarea acestui eveniment. Cuvinte aparte, vreau să aduc de mulțumire partenerilor noștri de dezvoltare. Într-o scurtă perioadă de timp, Mediacor a devenit un obiect de referință pentru organizarea diferitor evenimente și nu numai evenimente. Am să vă aduc câteva cifre și vreau să profit de această ocazie și să mulțumesc personal domnului ambasador Longstone, doamnei ambasador Catherine Fried, domnului ambasador Marii Britanii, Republica Moldova, pentru sprijinul constant care îl acordă Universității de Stat de Moldova și acestui spațiu. Câteva cifre. Într-o scurtă perioadă de timp, investițiile care au fost făcute s-au materializat inclusiv și prin creșterea a numărului de studenți la specialitățile noi. Game Design, 160 de studenți în acest an, 80 de studenți la New Media. Deci este direct proporțional investițiile care se fac în infrastructură și numărul de studenți. Studenții aleg să rămână acasă atunci sunt condiții adecvate. Excelențele voastre, sincer, mulțumesc pentru acest lucru. Avem un spațiu educațional, cultural comun, o istorie comună. Lecțiile care învățăm împreună cu colegii în România, pentru mine sunt foarte importante. O viață întreagă am învățat, învăț și voi învăța în continuare. Vreau să mulțumesc foarte mult domnul ministru Miclea, domnul ministru Funeriu, pentru lecțiile care le-am învățat. Astăzi vreau să mulțumesc în mod special domnul rector Marian Preda, rectorul Universității din București, care este prezent la acest eveniment, pentru lecțiile care le învățăm împreună, pentru noile specializări care le primim la universitate, pentru o suită de evenimente și un crez într-un viitor comun, european, având o limbă comună, o istorie comună. Vă mulțumesc pentru acest efort. Sigur că nu voi mai continua cu discursul de acest gen introductiv. Mă bucur, calitate de director, sunteți aici la Universitatea de Stat din Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Apreciem înalt
sprijinul pe care ne-l acordă partenerii noștri internaționali pentru susținerea demersului în modernizarea sistemului educațional din Republica Moldova, pentru deschiderea dumneavoastră, pentru colaborare. Mulțumim mult! Ce predau? Când predau? În momentul în care am citit aceste patru cuvinte, mii de gânduri mi s-au perendat. Ce predau în momentul în care predau sau predau atunci când nu predau? La ce mă refer în momentul în care organizez un proces de predare? Cu alte cuvinte, mă predau și invit în scenă o personalitate deosebită. Este autor, este psiholog, este antreprenor. Este persoana care a fondat Școala de Psihologie Cognitivă în România. Este ex-ministru al României, ex-ministru al Educației și Cercetării din România și o persoană cu totul și cu totul deosebită. Domnul Mircea Miclea, să ne spuneți totuși ce predăm când predăm. Doamnă președinte, excelențelor voastre, stimați colegi, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a vorbi în fața dumneavoastră. Mă simt onorat și privesc cu umilință la toate cunoștințele pe care dumneavoastră le aveți și le-ați acumulat și le împărtășiți către copiii cu care lucrați. Cred că din când în când trebuie să ne punem întrebări fundamentale, pentru că altfel, așa cum spunea și domnul ministru, suntem copleșiți de probleme cotidiene mărunte. Dar din când în când cred că trebuie să ne punem din nou probleme fundamentale, să vedem cum răspundem acum la o problemă fundamentală. De aceea am decis să aleg să vorbim despre o problemă fundamentală. Ce predăm atunci când noi predăm în fața copiilor? Și o să încerc un răspuns la această întrebare. Un răspuns din perspectiva științelor cognitive aplicate, pe care eu le predau, pe care nu numai le predau, încerc să le și implementez, adică să demonstrez prin ceea ce fac că ceea ce predau este și realizabil, nu e doar o chestiune de, cum spuneau scolasticii în evul mediu, de flatus vocis, adică de a vorbi pur și simplu despre lucruri și de a nu face lucruri. Așadar, ne punem din nou întrebarea, ce predăm atunci când predăm? Cred că predăm patru lucruri. Primul lucru, evident, predăm un anumit conținut. Predăm o lecție, predăm un capitol, predăm o temă anume, predăm o disciplină anume. Evident, predăm un conținut. E o presiune destul de mare în ultima vreme în ceea ce predăm noi ca și conținuturi. Se spune adesea, preluând o limbă de lemn, că nu mai trebuie să predăm atât de mult, că copiii nu mai trebuie să învețe atât de mult, pentru că, și asta este limba de lemn, informația este la un clic distanță, așa că de ce să mai memoreze atâta informație? Eu aș vrea să vă spun că a reține informația în mintea noastră este un lucru esențial. Că în ciuda acestor discursuri care circulă foarte mult în media, trebuie să fim foarte atenți și să dăm o importanță deosebită învățării conținuturilor. Și vă spun câteva argumente pentru care merită să învățăm în continuare conținuturile și să insistăm asupra memorării lor. Primul lucru, primul argument este că fără să avem în cap conținuturi, unele procese nu pot avea loc sau nu pot avea loc eficient. Înțelegerea, de exemplu, este un proces care nu poate avea loc decât dacă inputul care vine intră în interacțiune cu o cunoștință pe care eu o am în minte. Dacă eu vă spun propoziția Ștefan s-a întâlnit cu Jderi în cetatea de scaun, veți înțelege această propoziție doar dacă aveți în memorie că Ștefan era un domnitor al Moldovei, că Jderi nu erau niște animale, ci erau niște oameni foarte credincioși lui Ștefan cel Mare și așa mai departe. Înțelegem dacă avem cunoașterea la purtător, nu dacă cunoașterea este accesibilă pe internet. E la purtător, e în mintea mea și atunci procesul de înțelegere are loc. Pentru că altfel putem ajunge la iluzia cunoașterii. E o carte întreagă a lui Sloan care se
numește exact așa, iluzia cunoașterii, în care el argumentează foarte pertinent că creierul nostru adesea confundă posesia de cunoaștere cu accesarea cunoașterii. Adesea creierului nu este clar, are impresia că dacă poate să acceseze o informație, atunci o și posedă. Și atunci ajungem la iluzia cunoașterii, adică credem că știm mai mult decât știm. De aceea trebuie să avem cunoașterea la purtător, pentru că altfel nu poate avea loc înțelegerea. Acesta este primul argument pentru care trebuie să memorăm lucrurile, să le învățăm, să le avem între cele două urechi. Al doilea argument este, și sunt multe date de științe cognitive în ultima vreme, antrenarea proceselor cognitive nu se poate face decât pe conținuturi specifice. Nu putem, de exemplu, să dezvoltăm gândirea critică în general, în abstractul. Nu putem să rezolvăm tot felul de probleme de logică, de exemplu, să dezvoltăm abilitățile de logică pe probleme scolastice și apoi această abilitate să pogoare ca Sfântul Duh și să-l facă pe copil să fie mai logic când gândește la chimie, la istorie, la biologie. Toate datele arată că transferul de pe baza antrenamentului cognitiv se produce foarte puțin. Altfel spus, eu însumi fac cercetări cu colaboratorii mei pe funcționarea executivă, cu funcțiile din cortexul prefrontal stâng, memoria de lucru, concentrarea atenției, etc. Toate antrenamentele pe care le facem cu subiecții pe care îi antrenăm să dezvolte memoria cognitivă sunt pe conținuturi specifice, nu se transferă pe alte conținuturi. Deci, mai simplu spus, nu putem să dezvoltăm capacitatea de a raționa, de a argumenta, de a înțelege, de a evalua, de a compara, decât dacă avem în cap conținuturi. Nu le putem dezvolta in abstracto și apoi aceste abilități să pogoare și să se operaționalizeze pe conținuturi specifice. Deci trebuie să învățăm conținuturi, pentru că altfel nu ne putem antrena procesele de gândire, de analiză, de raționament, de înțelegere. Mai trebuie să avem în cap conținuturi, pentru că pe baza acestor conținuturi noi evaluăm cunoașterea, mai ales validitatea cunoașterii. Atunci când îți vine o informație nouă, pentru ca să ajungi să o crezi, pentru ca să ajungi să-ți dai seama că este validă sau nu, una dintre modalitățile esențiale de a ajunge la această validare a cunoașterii este de a compara ceea ce ți se spune cu ceea ce știi de multă vreme, cu ceea ce știi și ai dovezi că ceea ce știi este adevărat. Deci îți trebuie o comparație. Se validează cunoașterea dacă ai în minte cunoștințe valide, prin compararea acestei cunoașteri noi, inputului nou, cu cunoștințele pe care le ai în cap. Așadar, dacă vine un fake news, eu nu pot să spun că este fake news decât dacă în memoria mea eu am o serie de cunoștințe valide și comparând această informație nouă, că vine cineva și îmi spune că pământul e plat și o compar cu cunoștințele pe care le am în mintea mea, care sunt validate, și atunci spun, nu, așa ceva nu e posibil, sau orice altă informație, dar altfel vom fi prizonierii fake news-urilor. Nu vom mai putea face discriminare între un adevăr și o minciună, între un adevăr și o manipulare, dacă nu avem în capul nostru o serie de cunoștințe foarte serioase, foarte valide. Deci e un argument foarte clar că dacă vrem să ne protejăm de știrile false, dacă vrem să nu cădem în teorii ale conspirației și așa mai departe, avem nevoie de cunoaștere la purtător. Și vă mai spun încă un argument. În ultima vreme, sunt tot mai multe date, există o carte întreagă, de exemplu, a lui Andy Clark, Predictive Brain, dar, repet, e o masă întreagă de date în științele cognitive care arată că creierul nostru este o mașină predictivă. E o mașină care nu așteaptă să vină informația așa cum noi credeam și după aceea începe să o prelucreze. Ar fi destul de nerentabil. Creierul are deja niște cunoștințe și atunci el anticipă cunoașterea care va veni, anticipă inputul, nu așteaptă să apară stimulul, prezice stimulul, are o predicție și apoi compară predicția pe care a făcut-o cu inputul care vine, constată că există un ecart, o eroare între predicție și input și ajustează mereu predicția în funcție de input până când se ajunge la eroarea de predicție cea mai mică. Deci nu așteptăm să vină inputul, ci
facem predicții și apoi ne calibrăm mereu predicțiile până când reducem eroarea de predicție și apoi ceea ce este eroarea de predicție cea mai mică e realitatea. Acum, când mă ascultați dumneavoastră pe mine, pe baza cunoștințelor de limba română pe care le aveți despre lexic și despre gramatică, dumneavoastră nu așteptați să spun tot ceea ce spun. În momentul în care am început o propoziție, creierul dumneavoastră deja prezice câteva dintre lucrurile care e posibil să urmeze. Nu orice lucru poate să urmeze de la un cuvânt, decât unele cuvinte devin mai probabile să urmeze după un cuvânt decât altele, iar creierul face predicția aceasta și apoi primește inputul de la ceea ce vorbesc eu și apoi ajustează predicția și în felul acesta se produce înțelegerea. Așadar, avem un creier predictiv. Dar ce înseamnă un creier predictiv? Un creier predictiv este un creier care are nevoie de o bază de cunoaștere de la care să prezică. Cu cât ai mai multe cunoștințe mai valide în capul tău, cu atât capacitatea creierului tău de a prezice și deci de a înțelege și de a reprezenta realitatea e mai bună. Dacă n-ai această bază de cunoștință, atunci predicțiile lui vor fi eronate, atunci reprezentarea ta despre realitate va fi deformată, va fi amânată, va fi cu multe lacune, etc. Deci, științele actuale, științele cognitive actuale arată clar, creierul e o mașină predictivă, se bazează pe inferențele pe care le generează înainte de a veni inputurile. Așadar, noi avem nevoie să producem o bază de cunoștință de la care creierul nostru să decoleze cu inferențele pe care le face. Și, în fine, trebuie să învățăm conținuturi și să nu cumva să devalorizăm memorarea de conținuturi, pentru că a învăța este o experiență. Este o experiență care, cum ar spune cei din teologie, este o experiență ziditoare, este o experiență care te ajută să te dezvolți. Vedeți, e ca și cum am urcat pe vârful unui munte. Putem să luăm un elicopter și am auzit că în Himalaya chiar se întâmplă lucruri de genul acesta. Sunt oameni bogați din întreaga lume, așteaptă să vină un timp prielnic, se urcă în elicopter, ajung până la aproape de vârf, li se dă o mască cu oxigen, urcă pe vârf și își fac un selfie cu ei pe vârful Himalaya. Au ajuns pe vârf, dar e o diferență enormă între a ajunge la acest rezultat din partea lor și a ajunge pe vârf după ce te-ai chinuit urcând de la bază cu rucsacul în spate. Experiența e total diferită. Iar noi trebuie să formăm experiențe, nu numai rezultate. Eu pot să bag în ChatGPT sau într-un sistem de inteligență artificială problema pe care mi-o dați. Și sistemul îmi dă soluția. Am un rezultat și vin cu rezultatul la dumneavoastră. Și îmi dați o notă bună și poate iau premiu. Și mâine fac la fel și un an fac la fel. 12 ani fac la fel. Cine sunt eu? Zero. Pentru că n-am avut niciun proces. Nu mi-am dezvoltat niciun proces. Doar am livrat rezultate. Dar nu mi-am dezvoltat procesele din interior, de a gândi, de a analiza, de a memora, de a mă confrunta cu probleme, de a avea eșec în a rezolva problemele, dar de a face față acestor eșecuri și de a continua să perseverez în realizarea sarcinii, adică n-am avut experiențe aceasta și atunci, din experiențele acestea, eu îmi construiesc identitatea. Când mă întreb cine sunt, eu îmi iau ca input, ca să răspund la această întrebare, această succesiune de experiențe. Iar dacă experiențele mele sunt doar de a pune problemele într-un sistem de inteligență artificială și te oferi soluțiile, experiențele mele sunt foarte sărace. E ca și atunci când urc pe vârful muntelui, dar inima mea nu s-a dezvoltat, mușchii mei nu s-au dezvoltat, plămânii mei nu s-au dezvoltat, adică nu sunt mare lucru. Doar că am avut un rezultat, dar rezultatul acela este complet nerelevant pentru identitatea noastră. Mai simplu spus așadar, trebuie să învățăm, să memorăm, să avem informațiile în mintea noastră la purtător, pentru că acest proces este un proces care ne generează experiențe pe baza cărora ne construim propria identitate. Are valoare identitară. Suntem suite acestea de procese pe care noi le trăim în momentul în care noi producem, asimilăm cunoașterea în cap, nu doar oferim soluții. Cred tot mai mult, evident că e o reflexie permanentă pe care trebuie să o facem asupra tehnologiilor și asupra inteligenței artificiale, mai ales pentru că este ceva nou și un proces în derulare. Dar cred tot mai mult că tindem să ne îndreptăm spre un nou ev mediu.
Vă aduceți aminte, în Evul Mediu, societatea era structurată foarte simplă, erau două clase. Erau aristocrații, nu? Să citez un roman al lui Lampedusa, Ghepardul, el descria societatea din Sicilia și spunea, sunt aristocrații, apoi nimeni, apoi nimeni, apoi nimeni, apoi cafonii, sărăcime. Deci, ce era în Evul Mediu? Aristocrații, apoi nimeni, apoi nimeni, apoi nimeni, apoi erau iobagii, cei care erau legați de glie, cei care depindeau de nobilul pe terenul căruia era, de terenurile pe care ei erau legați. Apoi a venit Revoluția Industrială și Revoluția Industrială a diversificat foarte mult stratificarea socială. Între proprietar, patron și muncitorul de rând au apărut o serie de niveluri intermediare. Au apărut maestru, inginerul, subinginerul, șeful de echipă, etc. Acum cred că inteligența artificială din nou va simplifica organizarea socială și organizațională a realității. O va simplifica și vom avea aristocrații epistemici, cei care au cunoaștere multă, cei care reflectă asupra acestei cunoașteri, cei care vor putea să corecteze sistemele de inteligență artificială, cei care vor putea să contextualizeze soluțiile pe care le dă sistemul de inteligență artificială, pentru că mereu sistemele de inteligență artificială vor putea da soluții generice, nu vor putea da soluții contextuale, ele eventual o să poată să spună cum să predau o lecție, dar nu cum să predau o lecție la această clasă care a avut 3 profesori slavi înaintea mea, la care eu predau de la 2 la 3 după masa când ei sunt obosiți și le e foame. Asta este un context. Eu trebuie să construiesc lecția, eu ca un designer trebuie să construiesc lecția pentru ca ei să o învețe. E o construcție contextuală. Profesorii, dincolo de toată cunoașterea pe care o au, sunt niște designeri, sunt niște constructori contextuali, creează soluții contextuale. Este inevitabil, avem nevoie de tot felul de date științifice ca să ne facem meseria. Așa cum avem nevoie de legile, de regulile gramaticale ca să putem să scriem un poem, așa cum avem nevoie de reguli la jocul de șah ca să jucăm șah. Dar știm toți că dacă știm regulile jocului de șah, nu înseamnă că o devenim maestri în jocul de șah, și dacă știm regulile gramatice, nu scriem un poem. Totul începe prin a construi. Pornim de la aceste lucruri, dar după aceea oferim soluții contextuale. Așadar, revin. Cred că vom avea aristocrații epistemici, cei capabili să corecteze sistemele de inteligență artificială pe domeniul lor, nu în general, pe domeniul lor de expertiză, să reflecteze, să definească problemele, o abilitate care va deveni fundamentală. Cum să definești problema, cum să o identifici și cum să o definești. Realitatea nu vine cu o tablă în fiecare dimineață în fața ta și spune, iată care sunt problemele pe care le rezolvi. Tu trebuie să le descoperi, pentru că altfel realitatea nu e ca la școală și spune, iată problema de la pagina 32. Realitatea își vede de treaba ei. Dacă tu nu descoperi problema în realitatea care este din jurul tău, tu nu vei rezolva și realitatea va intra în criză. Și abia atunci vei descoperi că aveai o problemă. Da, trebuie să o descoperi mai devreme. Deci vom avea aristocrații epistemici și apoi vom avea pe cei care constant vor oferi rezultate doar bazându-se pe utilizarea acestor tehnologii, fără să reflecteze, fără să repese că trebuie să aibă cunoașterea la purtător, nu numai să utilizeze tehnologie digitale, și care o să fie un fel de iubagi epistemici, un fel de dependenți, de data asta nu de glie, ci de dependenți de tehnologiile pe care ei le utilizează. Așa că trebuie să utilizăm aceste tehnologii cu siguranță, pentru că ele aduc foarte mare valoare adăugată, dar nu trebuie să facem un fetiș din ele, ele sunt instrumente și în niciun caz nu trebuie să considerăm că dacă informația este la un click distanță, noi nu mai trebuie să o avem în minte. Trebuie să o avem în minte dacă vrem să avem un creier predictiv, dacă vrem să ne antrenăm procesele de dezvoltare cognitivă, dacă vrem să înțelegem procesele, dacă vrem să avem o identitate stabilă. Altfel, toate lucrurile acestea nu vor avea loc. Așadar, cred că trebuie să învățăm conținuturi. Care conținuturi? Tot timpul este o dispută. Cum să faci un curriculum? Sunt niște ghidaje. Nu mai e mare lucru de făcut. Sunt ghidaje care sunt oferite de OECD. De exemplu, în 2015 OECD are un Analytic and Assessment Framework în care spune acestea sunt cunoștințele de bază care vă ajută să înțelegeți și să explicați realitatea fizico-chimică, realitatea biologică și realitatea socioculturală. Astea sunt.
Asta trebuie învățate, nu tot felul de alte chestiuni adiționale. Hirsch în Statele Unite a spus, iată ce trebuie să știe fiecare american ca să facă față societății în care trăiește. Deci avem ghidaje. Bineînțeles că putem să contextualizăm o parte dintre lucrurile astea, dar avem ghidajele acestea și trebuie să avem toată cunoașterea fundamentală la purtător. E ca un fel de toolkit, ca un fel de trusă de scule care te ajută să te adaptezi în orice context și din care poți genera apoi soluții. Creierul e o mașină așadar predictivă care generează, dacă are de unde de genera. Dar dacă n-are de unde, nu poate genera decât iluzii, fantasme. Aș mai spune încă ceva, un singur lucru apropo de conținut. Aș mai spune că trebuie să fim atenți, să încercăm să oferim conținuturile nu numai ca niște adevăruri imuabile, să încercăm atunci când oferim conținuturile să oferim și întrebarea la care aceste conținuturi sunt un răspuns și metodele prin care, de la întrebare, s-a ajuns la răspunsul acesta. Vedeți, eu cred că una dintre elementele esențiale care au dus la criza experților în pandemie a fost că oamenii au avut o concepție greșită despre știință. Au crezut că știința este o colecție de adevăruri imuabile și că dacă un medic foarte bun sau un cercetător foarte bun a venit în ziua a patra a pandemiei și a zis iată care este soluția, oamenii au luat acest statement, această propoziție ca fiind soluție și după aceea au văzut că peste două luni au venit cu o altă soluție și au problematizat soluția și au spus, dar nu mai avem încredere în experți. Dar cum să n-ai încredere în experți? Ai încredere în experți, dacă însă înțelegi că știința este o activitate, nu doar o colecție de adevăruri, o activitate în care oamenii se întreabă, în care oamenii utilizează diverse metode și cu metodele acelea, la întrebările pe care și le-au pus, produc aceste rezultate. Deci trebuie să oferim conținuturile asociate cu întrebarea la care aceste conținuturi răspund și cu metodele prin care s-a ajuns la acest lucru. Și atunci o să creăm o concepție și despre știință ca activitate, nu numai despre știință ca o colecție de rezultate. Și am încheiat cu acest topic. Prin urmare, predăm un conținut, dar trebuie să fim atenți cum îl predăm și trebuie să fim atenți să nu cumva să confundăm accesul la cunoaștere cu posesia cunoașterii. Al doilea lucru pe care îl predăm atunci când noi predăm este că noi predăm o metodă. Predăm o metodă de învățare. Adesea nu ne pasă de lucrul ăsta. Noi credem că învățarea este responsabilitatea elevului. Adică noi suntem profesori, încercăm să predăm cât de bine putem și dumneavoastră, stimați elevi, aveți datoria să învățați. Și după aceea, dacă eu am predat bine, am plecat din clasă, n-aveți decât să învățați, e responsabilitatea voastră, eu mi-am făcut parte. Nu e așa. Noi, implicit, predăm o metodă de învățare fără să ne dăm seama. Prin ce anume decupăm noi din curriculum, cum anume punem accent pe anumite topice, cum ignorăm alte topice sau le marginalizăm, prin cum anume evaluăm, cum dăm note, pe ce dăm note. Dăm note doar pentru că mi-ai reprodus trei notițe pe care le-ai scris în caiet sau dau note pentru că în afară de asta ai rezolvat trei probleme sau dau note pentru că ai venit cu o soluție nouă sau dau note pentru că ai venit cu aplicarea corectă a unui algoritm. Cum dau note? Din toate aceste lucruri, din decupajele pe care noi le facem când predăm, din modul în care noi evaluăm pe elevi, elevii extrag o teorie a învățării. Ei ajung să spună, iată cum trebuie să învăț, ca să iau notă mare, ca să fie în concordanță cu ceea ce predă profesorul. Deci ei își fac o teorie a învățării. Adică trebuie să conștientizăm foarte clar că prin modul în care noi predăm și evaluăm, generăm în capul elevilor noștri o teorie despre ce înseamnă să înveți. Și teoria asta îi urmărește. Și apoi toată activitatea lor independentă de a învăța și după ce au plecat din școală, e influențată de această teorie pe care o au ei despre învățare. De aceea cred că ar trebui să fim mai atenți la cum anume învață elevii noștri. Adică eu predau o temă, dar după aceea trebuie să le spun, iată cam cum ar fi mai bine să învățați această temă și să le ofer experiențe și exerciții ca să utilizeze cele mai bune metode. Împreună cu colaboratorii mei de vreo
2 ani am adaptat și am etalonat pe populația din România un instrument, se numește SMALSI, un instrument care îți permite o radiografiere a strategiilor de învățare. Dai chestionarul acesta și la profesor și la elev și din acest chestionar rezultă un fel de profil. Iată care sunt strategiile tale de învățare, uite cum stai cu această strategie, cum stai cu cealaltă strategie, cum stai cu cealaltă strategie. Și apoi am dezvoltat împreună cu colegii mei un program de intervenție. Ce trebuie să faci ca să corectezi? De exemplu, identifici prin chestionarul acesta că strategia de luare de notițe este deficitară și asta este o strategie de învățare. Și atunci îi spunem, iată ce trebuie să faci ca să-ți îmbunătățești strategia de luare de notițe. Deci, altfel spus, avem deja instrumentele prin care putem să acordăm o atenție mai mare nu numai la ce anume învață, ci și cum anume învață elevul. Pentru că această teorie despre învățare, strategiile lui de învățare, sunt extrem de importante. Poți să ai un profesor foarte bun, poți să ai tu o minte foarte bună, dar dacă strategiile de învățare pe care le ai sunt deficitare, atunci exploatarea potențialului tău e redusă. De aceea trebuie să conștientizăm când predăm că vrem sau nu vrem, noi predăm și o metodă de învățare. Și atunci să fim mai atenți la ceea ce facem când predăm. Să ne gândim ce fel de teorie despre învățare, la materia mea, am indus în copilul acesta care este în fața mea. Că nu i-am predat numai un conținut, i-am predat vrând nevrând și o metodă de a învăța conținutul respectiv, care poate să-l avantajeze sau dimpotrivă să-l dezavantajeze. Și trebuie să fiu interesat ce metodă utilizează el. Nu cumva îl pot ajuta? Pentru că adesea nu potențialul lui e problema, ci strategia pe care el o utilizează de exploatarea propriului potențial. Al treilea lucru pe care îl facem atunci când predăm este că predăm o atitudine. Noi nu predăm numai un conținut, o lecție, o temă. Nu predăm numai o metodă prin care, implicit, prin care învățăm, se învață conținutul respectiv. Noi predăm o atitudine față de materia respectivă. Adică una este ca eu să predau plictisit, obosit și lehămisit lecția mea și alta este să predau cu entuziasm. Adică cum să aștept eu ca elevul meu să învețe cu entuziasm ceea ce eu predau cu sictireală, predau cu plictiseală? Cum? Adică inevitabil atitudinea mea față de materia pe care o predau, că o predau cu indiferență, că o predau cu mândrie, că o predau cu entuziasm sau dimpotrivă, o predau plictisit, sictirit, neutru, imparțial, toate astea vor ajunge mintea lui, toate. Atitudinea față de materia pe care o predau. Adică în capul lui, în mintea lui, nu apare doar conținutul, ci apare codat și atitudinea pe care trebuie să o ai față de acel conținut. Și mai ales această atitudine este influențată de emoțiile pe care el le trăiește atunci când eu predau. Noi inevitabil producem în mintea lor emoții, mai puține, mai puțin intens sau mai intens, dar producem emoții. Putem produce emoții de plictiseală pentru că ceea ce spunem noi este lipsit de interes, putem să producem curiozitate, putem să producem frică pentru că amenințăm că dacă nu știe chestia asta o să fie praf și pulbere și așa mai departe. Putem să producem tot felul de emoții. Inevitabil producem emoții. Producem memorii emoționale. Ce se întâmplă? Atunci când produci memorii emoționale, conținuturile care se stochează, se stochează asociate cu aceste emoții. Adică creierul nostru spune, bun, asta e conținutul și asta e emoția, nu mă interesează. Nu? Creierul spune, la pachet iau totul. Iau totul, iau conținutul și atitudinea față de acel conținut și emoțiile pe care le-am trăit. Mari profesori creează în primul rând memorii emoționale pozitive. Dacă dumneavoastră vă gândiți la profesorii care cu adevărat au format și v-au influențat, nu vă mai aduceți exact aminte oare ce au zis la lecția cu tare, dar vă aduceți aminte o trăire, o senzație de genul, Dumnezeule, incredibil, ce fain, ce interesant a fost, ce frumos a fost, cât de surprins am fost, cât de mirat am fost, ce trăire am avut când am înțeles în sfârșit procesul ăla, fenomenul ăla, evenimentul ăla istoric. O trăire. Ei, trăirile acestea sunt esențiale pentru două lucruri. Pentru angajament, adică dacă ai o trăire pozitivă, te angajezi mai mult în a învăța. Emoția este o predispoziție spre acțiune, este combustibilul de care avem nevoie ca să se accelereze mașinăria cognitivă pe
pe care noi avem. De aceea sunt importante emoțiile, pentru că ne sporesc angajamentul. Și este importantă memoria asta emoțională pentru deciziile pe termen lung. Fiecare dintre noi, cred că, poate să spună că ne-am ales meseria pe care am ales-o, nu pe bază de silogisme, pe baza faptului că am trăit niște emoții cândva într-o clasă cu un profesor. Aceste memorii emoționale pot să schimbe complet viața noastră. Ne pot face să alegem o carieră sau altă carieră. Asta sunt. Alegem pe bază de trăiri pe care le-am avut. Nu mai știm exact cum era la lecția X de chimie, dar știm ce trăire am avut la lecția de chimie. Și atunci trăirea aceea a spus, investește 20 de ani de viață de-ai tăi în direcția asta. De ce? De. Pentru că ai trăirea aceasta, nu? Trăirile ne fac să ne investim enorm. Niciunul dintre noi nu ne-am îndrăgostit pe bază de raționamente. Ne-am îndrăgostit și după aceea, din cauza că ne-am îndrăgostit, am investit enorm în viața noastră datorită acestor emoții. Revin așadar, trebuie să fim foarte atenți și să ne gândim mereu ce emoții producem atunci când predăm. Pentru că producem emoții. De la indiferență și plictiseală, până la entuziasm și curiozitate, mândrie, producem o gamă întreagă de emoții. Și adesea noi nu suntem interesați de aceste emoții sau nu le conștientizăm, pentru că ne se pare că a preda înseamnă a preda conținutul respectiv și el să ia o notă mare și să ia bacalaureat. Nu e doar asta. Asta nu formează oameni. Nu asta este soluția pentru a forma, cum spunea doamna președinte, omul de mâine care va schimba țara aceasta. Trebuie să te gândești la cu care, ce atitudine are el față de ceea ce învață, nu? Și în fine, ultimul lucru care trebuie să fie în mintea noastră când predăm, cum a spus, sunt patru lucruri și o să le iau la final, este că predăm fără să vrem o anumită modalitate de utilizare a cunoașterii. Vedeți, cunoașterea este o valoare în sine. E foarte important să avem cunoaștere. Posesia de cunoaștere e un lucru esențial. Dar la fel de important este exploatarea cunoașterii. Ce faci cu ce ai? O țară poate să fie bogată, poate să aibă multe resurse, dar e la fel de important ce face cu ceea ce are. Degeaba ai resurse dacă nu le știi exploata. Degeaba ai cunoaștere dacă nu știi folosi. Adică așadar trebuie să ne gândim foarte serios cum să-i ajutăm să exploateze cunoașterea pe care noi le-o transmitem. Cum să se folosească de ea. Cu cuvintele lui Whitehead, care era un logician de acum un secol, este de a transforma o cunoaștere inertă într-o cunoaștere activă, într-o cunoaștere care este legată de a rezolva probleme. Deci a învăța cum să utilizeze cunoașterea înseamnă a învăța să asocieze cunoștințele cu scopuri. La ce îți folosește această cunoaștere? Sau altfel spus, pentru acest scop, de ce fel de cunoștință ai nevoie? Pentru această problemă, cum te folosești de aceste cunoștințe? Sau altfel spus, cu aceste cunoștințe, câte probleme poți rezolva? Unde? Okay? Și asta înseamnă să-i învățăm să exploateze mai bine cunoașterea pe care o avem. Poate putem să facem prin proiecte, putem să facem prin tot felul de lucruri. Vedeți, una dintre diferențele esențiale dintre un novice într-un domeniu și un expert într-un domeniu este condiționalizarea cunoașterii. Adică, un novice codează în capul lui informația, în primul rând, în funcție de sursa informației. Adică, îl întrebi cu tare informație și el cu tare definiție și el spune, uite, aceasta este definiția. Și tu spui, de unde știi? Păi, asta o știu de la lecția de fizică, asta o știu de la chimie, asta o știu de la biologie. Adică, codează în funcție de sursa informației. Uneori poate să-și spună. Asta știu că era pe pagina din dreapta sus, sub o figură, era textul acesta. Deci, ce înseamnă asta? Că codează informația în funcție de sursa ei. Asta face un novice, chiar dacă e foarte deștept. Dacă devii expert, atunci expertiza presupune o reorganizare a cunoașterii, o reconfigurare a ei. Adică aglomerezi toate cunoașterea în jurul problemelor relevante pe care tu trebuie să le rezolvi. Nu mai contează sursa cunoașterii, contează problema pe care trebuie să o rezolvi. Un medic expert
care vede un caz și care după câteva minute de discuție și după ce vede câteva analize spune, acesta este diagnosticul, iată tratamentul și e corect în ceea ce face, un medic expert nu mai știe de unde știe toate lucrurile acestea. Poate că unele lucruri le știe de la anatomie, poate că unele lucruri le știe de la un pacient cu care a vorbit un pic mai mult ieri, poate că unele lucruri le-a aflat de la un congres, poate că unele lucruri le știe din reflexia asupra propriei lui practici și unele lucruri din articol de revistă pe care a citit aseară. Nu mai contează de unde știe. Contează că rezolvă problema. Altfel spus, a exploata mai bine cunoașterea înseamnă că problema este în centru, ca și cum ar fi o planetă, și apoi ca și cum cunoștințele ar fi sateliții, cunoștințele sunt aglomerate în jurul problemei. Și atunci, această reorganizare a cunoașterii face creierul să spună ceva de genul. Dacă problema, atunci activează cunoștințele. A, B, C, D. De unde vin? Nu contează de unde vin. Contează că sunt relevante pentru această problemă să o rezolvi. Asta putem să facem în școală. Să-i ajutăm pe copii să condiționalizeze cunoașterea. Adică, nu doar să o asociem cu o anumită materie, ci să o asociem cu problemele pentru care este relevantă cunoașterea respectivă. Nu contează de unde. Dacă eu vreau să am o problemă, să rezolv o problemă de genul cum să am grijă de ochii mei, atunci eu trebuie să asociez în jurul acestei probleme cunoștință de la fizică care îmi spune despre optică și ochiulare, o serie de lucruri legate de optică, cunoștință de la chimie despre funcționarea chimică a creierului, cunoștință de la biologie despre conuri și bastonașe și despre area V5 din cortexul occipital și mai departe. Nu mai contează de unde le știu, contează că rezolv problema. Deci, trebuie să ne gândim, să ajutăm să exploateze cunoașterea, nu doar să posede cunoașterea. Posesia e importantă, nu e suficientă. Trebuie să facem și exploatarea ei. Și acum rezum. Cred că atunci când predăm, mai mult sau mai puțin conștient, noi de fapt predăm 4 lucruri. Noi predăm un conținut, predăm o metodă de a învăța acel conținut, predăm o atitudine față de acel conținut și față de învățare în general și o emoție și predăm o modalitate de a exploata această cunoaștere. E acum, ca să trag o consecință practică, ar trebui, vă spun ce fac eu, ar trebui după fiecare lecție pe care o facem sau măcar din când în când, chiar dacă nu facem în fiecare zi, știți, nu în fiecare zi e duminică, da, măcar din când în când. Când ieșim de la lecție să ne întrebăm, să ne dăm o notă pe fiecare în aceste dimensiuni. Dom'le, de la 1 la 10, pe dimensiunea am predat conținutul, cât de bun am fost? Cât ce notă îmi dau eu de la 1 la 10? Dar pe dimensiunea strategia de învățare a conținutului pe care am predat, ce notă îmi dau eu de la 1 la 10? Dar pe dimensiunea atitudine, ce atitudine am creat eu în capul copilului când eu am predat lecția asta? Am fost eu entuziast ca să fie și el entuziast să învețe? Sau am fost plictisit și el cu siguranță va fi plictisit când învață? Și pe dimensiunea exploatarea cunoașterii, ce notă îmi dau de la 1 la 10? Ei, cred că asta trebuie să facem, măcar din când în când. De exemplu, acum la început de an ne putem întreba fiecare dintre noi, domnule, cum sunt? Și în funcție de notele pe care le dăm, după aceea putem să știm cum să ne facem un mic plan de dezvoltare personală. Adică eu pot să descoper, domnule, stau prost cu emoțiile pe care le transmit. A, acum îmi dau seama că transmit și emoții. Și sunt foarte riguros științific, dar așa, e o plictiseală în clasă când predau că e cum... Deci aici trebuie să lucrez. Pentru că aici am 4. Aici trebuie să ajung la 7. Îmi propun lucrul ăsta în semestrul acesta. Sau, dimpotrivă, pe exploatare. Adică, domnule, eu predau materia cu tare și le dau numai probleme legate de materia mea. Și după aia vă întreabă elevii, domnule, domn profesor, la ce ne trebuie lecțiile astea de matematică? Știu, tema aceasta. Și eu spun, păi, ca să luați bacalaureatul. Și îi spun, păi, ok. Nu, înseamnă că greșesc, înseamnă că am o notă proastă aici, azi 4. Ia să le spun, nu mai băieți, mai. Uite, formulele astea vă ajută ca voi să traduceți realitatea în niște formule și ca voi, după aia, cu formulele astea, să produceți niște rezultate care sunt utile. Adică trebuie să lucrezi pe dimensiunea asta. Așadar, cred că trebuie să conștientizăm faptul
că atunci când predăm, predăm cel puțin 4 lucruri și să ne evaluăm periodic pe fiecare dintre ele cu note, așa cum ne evaluăm elevii, și să ne facem un plan remedial pentru fiecare dintre noi și în felul acesta ne dezvoltăm și noi și elevii noștri. Vă mulțumesc tare! Vă mulțumim mult, domnule profesor! Eu personal vreau să vă mulțumesc pentru cu mare plăcere ascult de fiecare dată discursurile dumneavoastră și dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că mă provocați să reflectez și să înțeleg de ce fac ceea ce fac. Și astăzi, după ce ați vorbit dumneavoastră, mi-am dat seama de două idei. Nu vă supărați că le zic, dar nu pot tăcea. Înțeleg deci copiilor la clasa mea le place foarte mult matematica și istoria, pentru că sunt entuziasmată de ea și o predau, cred că la nebunie. Și cel de-al doilea moment, am înțeles pe cât este de valoros momentul când îi întreb pe copii ce apreciezi cea mai mult în ceea ce ai făcut și el zice, doamna Diana, eu sunt mândru că nu m-am dat bătut și am reușit să fac de unul singur această lucrare. Vă mulțumesc că m-ați ajutat să înțeleg aceste lucruri, pe cât de valoroase sunt ele. Aș vrea încă o dată să ne reamintim că acest eveniment este organizat de către Președinția Republicii Moldova împreună cu Ministerul Educației și Cercetării la inițiativa doamnei președinte Maia Sandu, cu sprijinul proiectului Tehnologiile Viitorului în Republica Moldova, finanțat de USAID Suedia, Marea Britanie, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii UNICEF Norvegia, Japonia, Fundația Orange și aici vrem să spunem că suntem onorați cu prezența doamnei director Olga Srugiu. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Și am ajuns la un moment foarte plăcut, cred că pentru fiecare dintre noi, că este o axiomă la noi, la cadrele didactice. Practică? Bate gramatica, exact. În următoarele minute o să dăm start activității practice în paneluri și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să dau citire care vor fi subiectele la care vom discuta și cine sunt moderatorii acestor subiecte, dar cel mai mult vrem să ne bucurăm de faptul că am reușit să adunăm această sală oameni pentru care educația nu este doar un domeniu de activitate. Educația pentru ei este o pasiune și împreună cu ei o să discutați despre. Panelul 1. Copilul zilei de azi, zidarul vieții de mâine. În calitate de moderator o avem pe doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Și împreună veți discuta la acest subiect cu Serghei Lysenko, Iuri Melente și Mihaela Solovineanu. Dacă am pronunțat corect. Panelul 2. Vorbim despre management, leadership și performanța instituțională împreună cu Rima BZD, directoarea Centrului Educațional Prodidactica. Și veți afla despre experiențele inedite a doamnei Valentina Olaru, Valentina Lungu și Nadia Cristea, directoare de excepție. În panelul 3 o să avem autoritatea profesională și a profesorului. Ca moderatori o avem pe doamna Lia Sclifos, doctor în pedagogie, formator național. Dumnezeu va activa împreună cu Tatiana Turchină, Svetlana Șișcanu și Mariana Marin. Panelul 4. Mediul de învățare în era tehnologiilor, o provocare pentru toți noi. Moderatoare o avem pe doamna Doina Nistor, directoarea proiectului Tehnologiile Viitorului. Și dumneavoastră va lucra împreună cu Olga Srugiu, directoarea generală Orange Moldova și încă o dată mulțumesc că sunteți alături de noi. Victoria Belous, Olga Balmuș, Aurica Bodiu. Că nu vă supărați, nu o să citesc și funcțiile dumneavoastră pentru că o să ne ia mult timp. Dar vă mulțumim de suflet că sunteți alături de noi.
Și avem următorul panel, abordarea diversității în clasă și în procesul educațional, împreună cu doamna Virginia Rusnac, directoarea Centrului Republican de Asistență Psihologică. Și avem o deosebită plăcere în cadrul acestui atelier să discutăm cu Filomena Pereira, directoarea Departamentului Educației cu cerințe speciale a Ministerului Educației din Portugalia. Hasmik Arakelian este ofițerul educației UNICEF din Armenia. Și doamna Tatiana Lungu, vicedirectoare a Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. Și cel de-al șaselea panel, arta educației și educația prin artă. Sună foarte interesant. De moderatoare o avem pe Marcela Nistor, care este și deputată în Parlamentul Republicii Moldova și mulțumim că sunteți astăzi alături de noi, împreună cu Bogdan Adarie, profesor universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, împreună cu Iolanda Crețescu, psiholog clinician și psihoterapeut, și îl avem și pe Liviu Lucaci, de asemenea profesor universitar de la aceeași Universitate Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Vă mulțumim foarte mult că sunteți astăzi cu noi. Sperăm că sunt sigură că o să aveți parte de discuții profunde, că o să încercați pe viu și față în față să scoateți în veleag toate problemele cu care ne confruntăm la fiecare din aceste subiecte, ca ulterior să găsim acele soluții care vor fi foarte eficiente pentru a produce cu adevărat schimbarea. Dar, stimați participanți, înainte de a ieși din sală, ca să avem o bună organizare, am să vă rog să fiți atenți la următorul detaliu. Fiecare dintre dumneavoastră poartă un ecuson. Și ecusonul are și o culoare preponderentă. Dacă dumneavoastră sunteți deținătorul ecusonului de culoare albastră, atunci veți participa la primul panel și activitatea se va desfășura în incinta Media Core, la etajul 3. Sala se află direct în fața ascensorului, cum ieșiți din ascensor. Deținătorii ecusonului de culoare verde sunt așteptați tot la etajul 3, tot în incinta Media Core. Sala dumneavoastră se numește Captare și se află de la ascensor la dreapta. Deținătorul ecusonului în nuanță de mov, dumneavoastră să vă mișcați cel mai mult, vă veți deplasa în blocul numărul 4 a Universității Stat din Moldova, la etajul 3, sala 343, cum ieșiți în curtea Media Core, o luați la dreapta, avem voluntari care o să vă orienteze. Deținătorii ecusonului de culoare neagră sunteți cei mai avantajați, dumneavoastră rămâneți aici, în sala principală a evenimentului. Deținătorii ecusonului în nuanțe de roz, rămâneți aici la parter Media Core. Sala dumneavoastră se află lângă biroul de informație. Și deținătorii ecusonului de culoare oranj, sala dumneavoastră este alături de sala principală a evenimentului. Înainte de a merge spre salele dumneavoastră, nu vă grăbiți, aveți 20 de minute la dispoziție, dar vrem să vă reamintim că vă așteptăm cu mare drag la ora 14, după ce o să luați un prânz copios, aici, în sală, pentru ca să discutăm care au fost concluziile pe care le-ați generat în urma discuțiilor fructoase în panelurile dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult și vă reașteptăm la orele 14.
și vreau să încerc ceea ce s-a discutat acolo. Am doar un singur regret. Nu cunosc ce s-a întâmplat în celelalte paneluri. Și îmi pare rău că n-am reușit să merg pe la toate. Dar avem o soluție. O să rugăm moderatorii să se urce în scenă și să ne comunice ideile cheie, mesajele cele mai importante care s-au discutat în cadrul acestor 6 paneluri. Și cu permisiunea dumneavoastră, o invit pe doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei, moderatoarea primului panel. Doamna Liliana, aveți microfonul. Bună ziua tuturor! Am fost cumva emoționată atunci când am început discuțiile în panelul nostru și colegii mei, Serghei Lăsenco, Mihaela, cred că sunt în sală, sunt cu toții, doamna Slovineanu, sunteți domnul Melinte, mărturisiseră că veniseră poate și cu alte idei, dar și-au adaptat discursul pe parcurs. Noi am discutat despre cum îl putem face, cum îl putem ajuta pe elev și am zis că e vorba nu numai de copilul de azi, zidarul vieții de mâine, dar constructorul, arhitectorul, creatorul, inventatorul și așa mai departe. Și au fost câteva aspecte importante la care ne-am oprit, pe care am hotărât să le prezentăm aici împreună cu colegii în forma unor întrebări la care trebuie să mai reflectăm și să continuăm această colaborare. Cât de bine contribuie mediul școlar de la noi, mediul fizic, la dezvoltarea unei mentalități de creștere și axare pe succes a copiilor? Cum putem face ca toate comunitățile școlare din Republica Moldova să fie niște medii de încredere, atât pentru elevi, atât pentru profesori, dar nu în ultimul rând și pentru părinți. Au fost colegii noștri din sală care au simțit acest mediu de încredere și au vorbit despre starea de bine a profesorului. Starea de bine a profesorului este cea care influențează direct și starea de bine a copilului, starea de bine a elevului. Ce putem face ca să o asigurăm? Căci altfel, așa cum zicea și domn profesor Miclea în prima parte a zilei, dacă noi ne simțim rău, cum îl putem ajuta pe cineva să se simtă mai bine? Dacă noi nu suntem așa cum am dorit să fie ei, cum îi putem ajuta? Un subiect interesant a fost partea de, sau importanța faptului de a oferi elevilor rolul de adult și posibilitatea de a participa la luarea de decizii, posibilitatea de a-și exprima opiniile, viziunile, ideile, care nu întotdeauna pot să coincidă cu ale noastre, și importanța faptului de a-i trata ca atare, ca pe niște adulți, cu respect. De asemenea, un lucru important a fost din nou menționat și subliniat de colegii participanți, schimbarea trebuie să pornească de la noi. Dorim să facem multe lucruri, dar trebuie să pornim schimbarea de la sine și nu doar să ne plângem, dar să vedem concret care sunt soluțiile. Și pentru asta, partea de împărtășire de bune practici, care sper eu că urmează după această activitate a noastră, e un început, dar partea de împărtășire de bune practici este foarte și foarte importantă. De aceea vreau să închei cu invitația de a continua această colaborare, să nu ne întâlnim doar la anul, la următorul forum, dar să lucrăm împreună pentru că aceste subiecte și întrebări pe care le-am pus aici să-și aibă deja o împărtășire mai mare prin experiența școlilor dumneavoastră, așa încât să avem un ghid de bune practici care să ne ajute pe toți. Astea fiind spuse, mulțumiri și încă o dată mulțumiri colegilor din panel. Vă mulțumim mult! Următoarea invitată este doamna Rima Bezede, moderatoarea celui de-al doilea panel. Vai, câtă lume frumoasă! M-am bucurat și în panel, dar aici bucur ochiul nespus de mult. Stimate colegi, stimați colegi, am avut parte de o activitate extraordinară și, sinceră să fiu, am simțit nevoia de încă măcar o jumătate de oră, dar ne-am înțeles cu cei care au participat,
că lansăm o platformă, un club al managerului pasionat. Eu am introdus ideea, dar probabil deja ceea ce se proiectează aici a fost ceea ce am reușit eu anterior. Am avut parte de discuții și dezbateri extraordinar de productive, pentru că am reușit să ajungem împreună la concluzii importante. Exercitarea rolului și a funcțiilor unui manager necesită eforturi extraordinare și în același timp un set complex de competențe care trec așa prin schimbări rapide, având în vedere exigențele educaționale actuale, dar în același timp oferă o oportunitate excelentă pentru a schimba lumea, pentru a transforma, pentru a face școala să devină un adevărat promotor al culturii, al educației, al lucrurilor bune și frumoase. Aveți aici câteva concluzii pe care le-am extras. În primul rând, cuvântul atitudine alături de performanță, leadership, management, a sunat de foarte multe ori. Atitudinea și imaginea managerului este crucială. Dacă managerul are o atitudine prietenoasă, deschisă, constructivă, atunci și cadrul didactic o va avea și ulterior o va transmite prin mesaje și prin comportamente. Un lucru important este sporirea încrederii în echipă și în forța potențialului cadrelor didactice. Despre asta am vorbit de nenumărate ori. Liderul sau managerul nu activează de unul singur, el e cel care împuternicește, el e cel care îi face, face cadrele didactice să-l urmeze. El este modelul. Dezvoltarea unei culturi profesionale în care autoevaluarea, inovarea și îmbunătățirea permanentă este inerentă. Și atunci, dacă avem aceste valori, să știți că nici nu e nevoie de eforturi suplimentare pentru a transforma școala. E suficient, ea se transformă în interior. Comunicarea eficientă a managerului, și aici mi-aduc aminte de discursul și intervenția foarte spirituală și inspirațională a colegii noastre, îmi pare că nu este aici, Nadia Cristea, care vorbea despre comunicare, de asemenea a Valentinei Olaru, care vorbea despre faptul cât de ușor am trecut, mai bine spus, nu ușor, dar firesc, printr-o comunicare eficientă cu fiecare actor educațional, a reușit să facă o schimbare extraordinară în instituție. De la 300 de elevi, acum aveți 860. Nu vorbim doar despre cifre, dar în cazul ăsta cifra vorbește despre o anumită schimbare pozitivă. Crearea contextelor pentru schimb de experiență și bune practici în cadrul instituției este o altă, un alt îndemn, o altă recomandare. Cursuri de formare, seminarii, întruniri metodice, cluburi de dezbatere și, în ultimul rând, ziceam de vizite reciproce în instituțiile noastre, deci din Republica Moldova, pentru că avem foarte multe practici de succes. Să știți că eu cred că panelul nostru s-a deosebit de celelalte, că am vorbit foarte mult despre elemente practice și dacă a fost înregistrat, mă bucur mult că o să aibă posibilitate și ceilalți colegi să le cunoască, pentru că acum eu nu o să reușesc să le listez. Mulțumesc tare mult și continuăm să promovăm un leadership care face și școala și educația să promoveze binele, să promoveze cultura, să promoveze tot ceea ce ne face, nu știu, deosebiți. Vă mulțumesc mult tuturor! Emoții, ca de obicei, praful. Cum spunea domnul Miclea, emoțiile sunt foarte importante în activitatea noastră. O așteptăm cu drag pe doamna Lia Sclifos, moderatoarea panelului 3. Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult că în această zi am avut posibilitatea să discutăm aspecte atât de importante și interesante. Noi am avut un subiect care de ceva timp doare, autoritatea profesorului. A fost un timp când nimeni nu s-a gândit la asta. Parcă era totul bine, parcă se realizau diferite reforme, dar încet cu încet am ajuns să ne dăm seama că e nevoie să facem ceva pentru a remodela activitatea profesorului, pentru a-l plasa
în noul context care s-a creat, despre care vorbea și domnul Miclea atât de frumos aici, și am încercat să discutăm aspecte care ar putea să le înțeleagă cadrul didactic și să poată să-și remodeleze anumite atitudini, anumite acțiuni, anumite intervenții. Desigur că o să completăm puțin ceea ce a zis aici domnul profesor Miclea, pentru că el a vorbit mai mult despre profesor și dacă despre profesor și dacă toate lucrurile astea se întâmplă și dacă o să le luăm toate în calcul, cu siguranță că se va schimba autoritatea cadrului didactic. Dar câteva lucruri totuși o să încercăm să menționăm. Este vorba despre mediul intern al cadrului didactic, ceea ce crede el despre sine, ceea ce planifică el să facă, ceea ce și-ar dori să fie pentru elevii săi și pentru comunitatea școlară și socială. Și în al doilea rând, asta în primul rând, și în al doilea rând, mediul extern, constituit din elevi, din colegi, din părinți și comunitate. Și pentru o situație și pentru alta, importante sunt emoțiile și noi am analizat din această perspectivă ce ar trebui să facă cadrul didactic ca să-și asigure acea stare de bine care ar conduce la rezultate și nu ar exagera în acest domeniu. Un alt lucru important despre care am discutat este despre cultura încrederii, că ar trebui să existe o cultură a încrederii care să fie dezvoltată în școală, în afara școlii, pentru că atunci când ai încredere în cineva, această persoană devine o persoană de referință, o persoană la care te poți adresa. Și noi ne-am dorit foarte mult ca cadrul didactic din toate comunitățile să devină acea persoană de referință pentru cei din comunitatea, nu numai școlară, dar și din comunitatea în care trăim. Dacă am abordat sintagma autoritate autentică, vorbea domnul Miclea despre contextualizare și asta ar fi necesar să facem, să contextualizăm ceea ce se întâmplă, să identificăm problema despre care spunea dânsul și să putem să găsim acea soluție care se potrivește în situația dată. Au fost câțiva ani, câțiva zeci de ani buni în educație, când noi am alergat după diferite concepții și opinii, preluându-le integral. Acum a venit momentul să analizăm bine aceste lucruri ca să nu ajungem într-o bună zi să zicem că avem această obezitate intelectuală. De aceea, atitudinea contează și din ceea ce este scris acolo și vedeți foarte bine toți, o să citesc doar ultima. Un profesor cu autoritate se va regăsi în poveștile de peste ani a elevilor. Și dacă reușim să facem asta, atunci am făcut ceva cu autoritatea lui. Succes tuturor! Vă mulțumim foarte mult și suntem curioși să aflăm ce s-a discutat în panelul cu numărul 4 și doamna Doina Nistor, aveți microfonul. Noi ne-am bucurat să abordăm tehnologiile și rolul esențial care tehnologiile îl au acum pentru a pregăti un cetățean al viitorului, fie că vorbim de profesorul viitorului, elevul viitorului, cetățeanul viitorului sau, în concluzie, noi am numit și educația viitorului. Concluzia noastră este că tehnologiile trebuie să devină instrumente de predare permanente, și nu opționale, și la fiecare disciplină și nu doar la informatică, și asta e cu atât mai mult pertinent cu cât instruim deja generația alfa, copiii care s-au născut cu telefonul mobil în mână. O a doua concluzie este că în această eră digitală noi concurăm în baza, țările vor concura
cu cetățenii și cu tehnologiile. Și o noutate sau o viziune care am prezentat-o este că PISA, pe lângă evaluarea testul la matematică, limbă și știință, va introduce și evaluare pentru analiză, pentru programare și gândire computațională, ceea ce înseamnă că informatica, de fapt, devine o disciplină de bază obligatorie. Sunt și țări care o introduc la BAC, de exemplu Letonia, și asta va fi începând cu 2025 și va diferenția competitivitatea globală a țărilor. De ce asta este foarte important și pentru Moldova? Am avut și o dezbatere cu colegii din sectorul privat despre Pascal și limbajele de programare care trebuie predate acum în școală, și concluzia a fost că sectorul privat ne vine în sprijin pentru a deprinde și a mânui tehnologiile fără a prieteni cu giganți cum sunt Google, Microsoft sau companii locale cum sunt, nu știu, Orange, care sunt partenerii noștri. Ne va fi dificil ca să pregătim copiii de această eră informațională. Totodată, noi înțelegem că educația înseamnă, în primul rând, pregătirea copiilor către o societate mai inclusivă, atentă și empatică. Și am discutat cât de important este celălalt panel care a discutat despre abilitățile creative și arta, care să se combine cu tehnologia pentru ca să avem, să educăm o generație empatică și inclusivă. Am discutat despre Clasa Viitorului, inițiativa umbrelă care vine să sprijine sistemul educațional ca să experimenteze cu tehnologiile și să le aducă mai aproape de copii, și acele 40 de tipuri de tehnologii care sunt utilizate în peste 123 de școli, partea rețelei Clase Viitorului, și cum, care sunt tehnologiile populare. Și am avut și profesoara doamna Olga Balmuș, care e profesoară de fizică și a utilizat robotica ca tehnologie pentru a preda concepte de fizică complicate și mai complicate și mai complexe, dar și despre tehnologii care vin și care devin mai accesibile, cum ar fi tehnologie de VR, realitate virtuală, dar și imprimantă 3D, care vrem să o introducem ca modul la disciplina educație tehnologică, pilotând cu 20 de școli din țară, pe când Danemarca are imprimarea 3D obligatoriu în școală, iar acum tipărim și case în scurt timp cu imprimantă 3D, cât de important sunt aceste abilități inginerești, pentru că inginerii sunt viitorul și trebuie să începem să dezvoltăm din școală. O tendință care am discutat-o este și aceste spații de Fab Lab sau Fabrication Laboratory Makerspace, care sunt recomandate de European SchoolNet ca un instrument practic pentru școli de a combina tehnologiile și abilitățile de fabricație și abilitățile inginerești. Și nu în ultimul rând, cât de important este rolul directorului a instituției și a pedagogului ca să prietenească cu tehnologiile și să le aducă către elev. Și chiar dacă în următorii 5 ani vor apărea altele 69 de milioane de profesii, mare parte fiind dictate de abilități digitale, dar și economia verde, totuși pedagogul rămâne în topul profesiilor viitorului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, doamna director, și înainte de a invita următorul moderator, avem o mare rugăminte către toți participanții care și-au parcat neregulamentar automobilul. Vă rugăm foarte mult să faceți acum o schimbare, pentru că riscați să rămâneți fără el. Vă rugăm acum să vă ridicați și să aplanați situația. Și să continuăm prezentările noastre. Cu mare drag o invităm pe doamna Virginia Rusnac să ne comunice despre ce s-a discutat în panelul cu numărul 5. Onorată asistență, în panelul numărul 5, timpul la fel s-a scurs foarte repede și a fost insuficient pentru discuția care s-a aprins în a doua parte a panelului. Deci am abordat diversitatea în clasă și în procesul educațional.
cred că din toate panelurile care le-am avut astăzi, al nostru a fost cel mai internațional, pentru că colegii mei vorbitori au fost din Portugalia, doamna Filomena Pereira, a fost din Armenia Hasmik Arachelian și colega mea Tatiana Lungu. Deci am adus în discuție experiența a trei țări ce ține de abordarea diversității și incluziunea școlară a copilului. Trebuie să menționez că această abordare a diferitor experiențe din diferite țări a și încins discuția care a urmat și au scos în evidență câteva momente certe. Primul este că includerea tuturor copiilor în medii de învățare comună este eminentă și necesită o abordare consecutivă și certă. Ceea ce ne-a menționat colega din Portugalia a fost că începând cu anii 70, acest lucru a fost foarte ferm în politicile acestei țări, fapt care i-a dus astăzi ca în școală să se poată regăsi peste 150 de naționalități. Deci, o provocare deosebită pentru acest context. Un alt aspect important care a fost menționat și către vorbitorii din, dar și participanții cu întrebări în panel a fost instruirea autentică pentru elevii cu diferite abilități și ideea este nu doar de a simplifica materialele, dar din contra de a le axa pe necesitățile elevilor. Asta rămâne o provocare mare și necesită multe discuții și multă competență pentru a atinge acest deziderat. Edificarea comunității școlare și satisfacerea necesităților copiilor cu comportament provocator a fost scoasă în evidență și experiențele țărilor care le-am avut în panel ne-au menționat că încrederea în serviciile școlare a părinților, cât și oferirea de servicii, de suport, finanțare, linii de finanțare suplimentare pentru specialiști care pot veni în suportul copiilor timpuriu, la etape timpurii, ar fi o soluție. Acordarea de suport cadrelor didactice este imperativă. Ambele țări ne-au menționat că se pune un accent deosebit pe formarea cadrelor didactice în abordarea diversității copiilor, identificarea necesităților, cât și oferirea de suport și abordarea de mentorat. Părinții au fost un alt subiect scos în evidență, cât și colaborarea cu părinții. Toți au fost pe măsură de acord că parteneriatul în acest sens este foarte important, ori modelele pe care le putem oferi în acest sens sunt foarte și foarte diverse, iar posibilitatea școlii de a identifica necesitățile copiilor și familiilor oferite de suport în acest sens devine o soluție adevărată. Și, în sfârșit, procesul de leadership, democrație și împuternicire la nivel de școală, la o întrebare provocatoare care a fost ce să facem dacă copilul care a plecat dintr-o instituție specială, într-o școală generală, peste un timp se întoarce în școala specială pentru că școala generală nu a putut face față necesităților acestui copil. Răspunsul experților și cred că o soluție pe care putem să o găsim este faptul că nu trebuie să închidem școli dar trebuie să creăm oportunități în școala generală de a primi și a face față tuturor copiilor. Cred că de aici trebuie să pornim în ceea ce avem de făcut în abordarea diversității. Ori diversitate, conceptul de diversitate este de la copilul cu dizabilități până la copilul supradotat. Și aș vrea să închei cu faptul că fiecare copil trebuie să se regăsească în școală, iar școala pentru copil trebuie să însemne frumusețea unui copac sădit de altul în el. Și nu este afirmația mea, dar a marelui Stănescu. Mulțumesc!
despre educația prin artă. O rugăm foarte mult să vină în scenă și să ne comunice pe doamna Marcela Nistor, moderatoarea celui de-a șaselea panel. Bună ziua! Am să vă dezamăgesc, noi nu am discutat la panel, noi ne-am jucat. Și ca să vă dau o impresie mai bună despre cum a fost panelul nostru, am să vă rog să salutați persoana din stânga și din dreapta dumneavoastră și să o întrebați cum se simte azi. Deci prin acest scurt joc, așa, da, bun, ne-am conectat acum toată sala, cumva împărtășim o emoție despre care toată lumea a vorbit azi și am conștientizat. A fost ușor. Da, nevoia de a te simți împlinit emoțional chiar și dacă ești profesor și atunci când ești și elev. Și punctele principale pe care noi le-am discutat, o să le vedeți pe ecran, dar cred că cel mai mult noi am exploatat ideea de joc în procesul de educație formală. Pentru că dacă educația formală știe ce trebuie, educația prin teatru vine și îți oferă metoda de cum. Cum să ai o stare în care copiii se simt uniți, conectați unul cu ceilalți, sunt empatici, se văd, se ascultă. O stare de bine și armonioasă atât în interiorul profesorului, cât și în interiorul clasei. Revenind la joc, jocul este instrumentul nativ, primar, de învățare. Și ca să facem o cercetare pe acest subiect, întrebarea mea este cine din voi s-a jucat în copilărie? Să ridice mâna. Extraordinar. Toată lumea. Facem chestionarul mai departe. Cine din voi nu s-a jucat în copilărie? Extraordinar. Nimeni. Tocmai împreună am demonstrat că toți am învățat fără să știm că învățăm. Ne-am jucat. Despre asta a fost atelierul despre arta educației și educația în artă. Vrem să-l continuăm, vrem să mergem mai mult, vrem să formăm profesorii să se joace. Da, ăsta e scopul nostru. Punctele cred că le-ați citit în timp ce am încercat să vă prezint despre ce am discutat. Cam atât. Vă mulțumim foarte mult și jucați-vă, da, cât mai mult. Mulțumim mult, nu știu dacă există un cadru didactic care n-ar dori să se joace. Ceea ce am să zic în continuare, nu o să-mi permiteți să mint atunci când spun așa. La evenimentele de acest gen, suntem obișnuiți să ascultăm discursuri pe subiecte de cercetare, cu date statistici, cu informații, despre experiență, despre emoții legate de învățare, legate de noi profesorii, o să ascultăm în continuare. Fiecare dintre noi are propriile experiențe inspiraționale. Noi vă încurajăm să aveți încrederea în ceea ce faceți și să le comunicați, să le spuneți celorlalți. Despre asta ne vor comunica următorii noștri invitați și avem o rugăminte. 7 minute. Negociem! Nu se aude. Se aude, da. Eu o să vă dezamăgesc, dar eu am multe date astăzi. Eu am să încerc și despre experiență, dar în primul rând despre date. Dar noi ne-am înțeles la 10 minute. Asta știu de la organizatori. Acestea sunt unele din potențiale profesii ale viitorului. Dacă îți facem o paralelă cu ceea ce avem astăzi, ar fi un agent de circulație rutieră. Alt tip de profesie care ar putea să apară în viitor. După speech-ul lui Marcel, am luat-o un pic în altă direcție. Indiferent de timp, în general știm că lumea se schimbă, deși nu putem să prezicem cu certitudine viitorul,
Este clar că suntem în continuă mișcare, așa se întâmplă și cu profesiile și așa ar trebui să se întâmple și în educație. Cum va arăta lumea și care este rolul profesorului în era digitală, în era creativă? Termeni sunt foarte, foarte diferiți. Și la ce necesități ar trebui să răspundă un profesor astăzi? Pe aceste subiecte aș vrea să discutăm în următoarele minute. Mie îmi spune Michel Iliev, de mai bine de 10 ani lucrez la o intersecție dintre tehnologii, educație și inovații. În ultimii 2 ani mi-am dedicat timpul alături de echipa proiectului Tehnologiile Viitorului pentru a aduce profesii creative. Astăzi avem peste 500 de studenți care învață animație, game design și producție multimedia în 3 universități din țară. 5% din ei sunt tineri reveniți acasă. Poate este un procent foarte mic, dar ei încep să revină și noi credem că putem porni un val ca tinerii să revină la studii acasă, nu să revenească doar să meargă undeva în afară să fie cotate diploma de licență. În 2019, fiind încă la prodidactică, pentru că am văzut-o și pe doamna BZD, am lansat un canal de YouTube, apropo la îndemnul domnului ministru actual, care era dedicat educației și am experimentat mai multe formate și conținuturi educaționale. Și la foarte scurt timp, în mai puțin de jumătate de an sau aproape un an de zile, în martie 2020 s-au închis școlile și a venit pandemia. Iar atunci mi-am pus întrebarea cum putem ajuta profesorii și elevii să-și încheie anul școlar, mai ales că eram în luna martie. Așa a apărut educația online. În mai puțin de 6 săptămâni am filmat 2000 de lecții împreună cu 300 de profesori și 25 de echipe de filmare. Cu siguranță sunteți profesori aici care ați accesat acele resurse sau ați participat direct în acea experiență. În tot acest timp, mereu mi-am pus întrebarea, în contextul actual și în ceea ce urmează, cum putem inova sistemul educațional și a-l face mai interesant atât pentru elevi, dar și pentru a-l face mai ușor munca de zi cu zi pentru profesori. Educația, trebuie să recunoaștem că a fost mereu pe ultimele priorități în economia oricărei țări, pentru că nu aduce bani, chiar dacă aduce impact mult mai târziu și efectele le vedem nu mereu pozitive, dacă nu faci schimbările necesare. Și pandemia ne-a demonstrat și ne-a scos la suprafață toate lacunele din sistem, ne-a dat cu roșu în ochi ca să înțelegem că sistemul actual este unul rigid și învechit și vorbesc despre asta la nivel global, nu doar la nivel local. Și cu toate că tendințele și tehnologiile au avansat, viața a mers înainte, educația însă a rămas un pic în urmă, avem un sistem care a fost creat acum 300 de ani. Avem, cel puțin la nivel de țară, conform datelor de la PISA, 43% de elevi analfabeți funcționali. Ei știu ce citesc, ei citesc, dar nu înțeleg ce citesc. Și chiar dacă facem investiții în echipamente și dotăm laboratoare, utilizăm în mare parte laptopul și telefonul pentru prezentări. Evident, sunt și am auzit astăzi cazuri și avem acele istorii de succes prin care se demonstrează inversul, dar la nivel macro, aceasta este situația la zi în continuare. Totuși, care sunt tendințele și cum putem inova sistemul educațional și cum va arăta lumea în viitor? Săptămâna trecută am urmărit o conferință a Forumului Educație Cercetătorilor Premiului Nobel, sper că nu v-am pierdut aici, care au setat câteva tendințe care urmează care ne impactează cumva viața. Prima este hiperconectivitatea. Astăzi avem 67% din populația pe glob conectată la internet și avem peste 50 de milioane de dispozitive, telefoane, roboți aspiratoare, laptopuri, o casa noastră și locul de muncă este plin de tot felul de dispozitive.
Ce ar însemna asta pentru școală? Pentru că în 30 de ani aceste dispozitive vor fi și mai conectate cu noi și de telefonul nostru. Asta ar însemna ca astăzi școala să dețină și să aibă o acoperire cu internet și o viteză mare la internet de 100%. Asta ar însemna ca în fiecare clasă să avem laboratoare digitale relevante pentru disciplina de studiu. Asta ar însemna ca fiecare elev și profesor să dețină un laptop la clasă, fie că e lui personal, fie că este deținut de clasă. Un al doilea megatrend, cum le zic ei, este hiperinteligența sau interinteligența, care deja o simțim prin instrumentele inteligenței artificiale, precum este ChatGPT sau brațele Arm Robot, le spun în engleză, pe care le-am văzut deja dezvoltate și la Universitatea Tehnică de către studenți, care pot fi integrate în diferite industrii, de la agricultură până la până în horeca, da? În restaurante sau, de ce nu, într-o zi poate și acasă. Asta ar însemna pentru profesor că trebuie să-și schimbe metodele de predare și aici am să fur din prezentarea domnului Miclea că avem nevoie de acea experiență vie la clasă, cât mai multe din aceste experiențe cu elevii, fie în de clasă sau dincolo de ea. Un al treilea megatrend sunt metaconvergențele, adică interconexiunea din diferite domenii, nano, biotech, deci tot felul de domenii care se interconectează, nu mai putem merge pe o singură linie. Pentru sistemul educațional asta ar însemna că avem nevoie de să nu mai avem aceste divizări dintre profiluri umaniste și reale și mai multe discipline mixte sau interdisciplinaritatea. Și ultimul, care e cel mai apocaliptic trend, este conexiunea și relația dintre Homo sapiens și Robo sapiens. Cred că o știți pe Will Smith, actor, și acesta este robotul Sofia. A fost un spot un pic mai amuzant în care încercau să reprezinte emoțiile ei și era mult mai credibil decât Will Smith. Niciodată noi nu vom putea să întrecem un robot la viteza cu care învață, la automatizările pe care le are, dar accentul putem să-l punem pe metacompetențele noastre. Iar World Economic Forum, în ultimul său raport, ne spune care sunt aceste metacompetențe care în ultimii 10 ani nu s-au schimbat. Ele rămân, în primul rând, creativitatea. Asta e ceea ce ne distinge ca oameni, gândirea creativă, gândirea critică și analitică. Sunt trei criterii de bază combinate împreună cu competențele digitale care ne vor face super oameni. Și dacă ne întrebăm unde este rolul profesorului în tot acest loc futuristic, iarăși World Economic Forum ne spune că în top 10 joburi care vor avea cea mai mare creștere în următorii 5 ani, 3 poziții din 10 sunt ocupate de educație. Asta înseamnă că în următorii 3-5 ani vom avea nevoie și va crește cu 3 milioane de joburi în educație. Cred că și la noi pe platformele de educație vom avea mai multe joburi și solicitări pentru domeniile date decât pentru IT. Și răspunsul unu este simplu, că roboții niciodată nu vor înlocui interacțiunea umană. Profesorul va fi mereu în prim plan, pentru că doar el poate să dezvolte potențialul uman și doar datorită educației progresul uman va continua. Progresul uman va fi mereu legat de educație și cred cu tărie că pedagogul este neapărat o profesie a viitorului. Mulțumesc! M-aud. Stimați colegi, haideți cu mine împreună în anul 2015. În anul 2015 eu îmi dădeam examenul în calitate de absolvent al Facultății de Psihologie și Științele Educației la acea etapă
specialitatea psihopedagogie învățământului superior. Adică nu că nu mi-aș fi dat-o mai înainte examenul, și nu era vorba de un examen formal. Era vorba despre faptul că eu am fost pus în fața unui exercițiu. Mai bine spus, am semnat un contract de angajare. Și trebuia să fac un lucru. Trebuia să instruiesc 800 de oameni, împreună cu colega mea, Inga, în decurs de aproximativ 8 luni de zile, cam un an de studiu. Și așa cum am învățat la facultate, după toate tehnologiile educaționale moderne, am conceput o curriculă, o agendă, am început cursuri, vă dați seama că instruiam asistenți parentali profesioniști, părinți educatori, pedagogi, oameni din toată țara veneau la un curs de 2 zile și jumătate în care vroiau să audă niște răspunsuri foarte exacte la niște probleme foarte exacte. Și după o lungă meditație asupra felului cum am putea să concepem acest curs, am zis să-l facem așa cum se fac cursurile pentru educația adulților. Adică creăm experiențe, analizăm experiențele și integrăm experiențele în viața de apoi. Sau în viața care urmează, în care deja. Da, sună bine asta cu viața de apoi. Dar făcând acest lucru, zi de zi, 5 zile în săptămână, cu o mică pauză de 2 ore, care era miercuri, atunci când un grup trebuia să plece și alt grup trebuia să vină, ajungeam să îmi pun câteva întrebări. 2, de fapt. Dacă am reușit să ajung la toți și dacă am fost suficient astăzi. Și de foarte multe ori, să știți că răspunsul era da, cel puțin ăla pe care mi-l dădeam eu. Mă uitam la teste, ascultam comentariile celor care au venit, feedback-uri, și știți că de multe ori oamenii la sfârșit nu prea spun lucruri rele, nu știu de ce, da. Dar ei așa spuneau. Și eu îl luam ca atare. Dar eu m-am prins la un gând, că mai erau niște întrebări pe care eu nu le discutam cu colega mea. Numele meu este Sergiu Toma. Sunt terapeut de familie și cuplu, formator național în sănătate mentală și relațională. Și astăzi vreau să medităm un pic împreună la această temă al rolului cadrului didactic în modelarea personalității elevului. Oh. Astea erau întrebările pe care eu mi le puneam după cam 6 luni de muncă intensă. Mie mi-era greu și nu înțelegeam dacă se vede sau nu se vede că mie mi-e greu. Eu eram supraobosit și nu știu dacă se vedea asta pe fața mea sau uneori nu se vedea. Că o doamnă la un moment dat mi-a spus: domn Sergiu, dar dumneavoastră ați dormit azi noapte. Și nu vă spun degeaba aceste lucruri, pentru că eu cred că dincolo de roluri, sarcini, obligații, responsabilități pe care le avem noi în calitate de cadre didactice, există niște provocări cărora trebuie să le facem față. Și astea sunt provocări umane. Și una dintre cele mai importante provocări este: ce faci cu oboseala? Este ce faci atunci când ai obosit de educație? Eu nu văd pe toată lumea, dar putem să facem un sondaj de opinii. Cine vreodată, într-o vineri, a obosit de educație? Să ridice mâna. Da. Noi toți am obosit și asta este firesc. Și nu are cum să nu fie altfel. Sau să fie altfel. Pentru că educația și a fi profesor înseamnă a fi atent la nevoile celuilalt. A te preocupa de ceea ce trebuie lui și nu ce trebuie ție. Dacă vreți, asta face parte din profesiile precum a fi polițist, a fi pompier, atunci când tu te preocupi de siguranța, securitatea și vezi, Doamne, viitorul unei întregi generații. Iar asta este greu. Și întrebarea: ce fac eu? Eu în 2015 am avut noroc pentru că contractul s-a terminat în mai. Și m-am odihnit. Și pentru foarte mulți dintre voi poate există un noroc de un concediu mai mare. Dar mai era o provocare la care trebuia să fac față și pe care am observat-o, este că la un moment dat tot ceea ce eu făceam cu atât de multă inspirație, pentru că eu eram pasionat, entuziasmat, vroiam să dau totul din mine. La un moment dat mi-am dat seama că eu am intrat pe un regim automat. Intram pe regim automat în clasă,
intram pe regim automat și mă așezam, pe regim automat dădeam întrebarea cu care, pe care am dat-o la cursul precedent și la cursul mai precedent și chiar dacă auzeam un răspuns care, Doamne, nu prea se lega, ziceam, ok, bun. Și regimul ăsta automat e periculos, să știți. Pentru că în regim automat de obicei se fac greșeli. Când nu suntem conștienți de ceea ce facem sau intrăm într-un flux de comportamente repetitive care ne le justificăm noi, apropo. Și eu îmi dădeam tot felul de explicații, ziceam, ei, dar e greu. Știți cum în ziua de azi? E greu, dar de ce e greu? Pentru că e greu în sistem. Sunt multe probleme. Dar de ce sunt multe probleme în sistem? Păi, de ce? Doar nu din cauza mea, nu? Sunt alții responsabili acolo. Rolul cadrului didactic cred că este întotdeauna, din punctul meu de vedere, în asta. În a asigura un echilibru, în a te comporta binevoitor cu cei care sunt în fața ta, dar și a obține rezultate vizibile de la ei. Și asta încercam noi să facem. Pe de o parte să fim într-un fel anume, să transmitem, cum spunea domnul Miclea, atitudine și în același timp să și obținem rezultate. Și să știți că cu prima, la începutul carierei, nu e așa de greu, ești entuziasmat, vrei multe. E mai greu cu a doua, cu a obține rezultate vizibile. Pentru că atunci când cadrul didactic nu obține rezultate vizibile, se încep lucruri interesante. Noi pornim din acest rol de a încerca să fim prieteni cu cei care sunt în clasă. Dar asta e un rol periculos, vreau să vă spun. Pentru că tu nu dai note prietenului de obicei. Tu cu prietenul tău de obicei discuți despre teme pe care le vreți amândoi. Tu cu un prieten ieși seara la ceai, pe un prieten îl inviți la zi de naștere. Când ești cadru didactic, nu faci asta și nici nu ar trebui să o faci. Și cei care încearcă să fie prieteni cu elevii lor, ajung mult mai repede acolo unde nu vor să aibă rezultatele pe care nu și le doresc. Și asta pentru că obosesc când văd că nu obțin rezultate. Și încep să învinuiască elevii sau încep să învinuiască pe ăia care i-au crescut pe elevii ăștia. Că nu sunt de vină elevii. Dacă faci el asta, sigur, de la cine a învățat-o? De la mama și de la tata. Nu neapărat, dar da. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că vreau să citiți câteva fraze pe care eu cred că le puteți auzi, dacă vreți, le puteți auzi într-o clasă atunci când a obosit profesorul. Astea sunt fraze periculoase. Și știți, unele dintre ele pot chiar să rănească. Dar eu cred că ele sunt spuse pentru că cadrul didactic a obosit. Și astea sunt spuse când cadrul didactic a obosit. Și atunci ce e de făcut? Eu cred că trebuie să ne ducem în vacanță, cu siguranță la sfârșitul zilei de muncă, la sfârșitul săptămânii, la sfârșitul lunii și la sfârșitul anului. Oamenii care lucrează nenormal trebuie să se odihnească nenormal. Gândiți-vă la asta. Și nu o spun în glumă, o spun în foarte mare seriozitate. Ca să răspund la întrebarea care a fost pe slide, pe care sunt sigur că ați văzut-o, am să vă povestesc o istorie și închid, pentru că cronometrul meu de mult spune 0-0. Am fost invitat la Orhei recent, acum câteva săptămâni, să fac o activitate de cam 3 ore și jumătate cu un grup de tineri, 14-16 ani, în care trebuia să le vorbesc despre încredere. Vedeți cum o formulez, trebuia să le vorbesc. Știi? Parcă încredere e ceva și trebuie să vorbești. Și eu, cu mintea mea, zic eu, de pedagog încă și psiholog în același timp, am zis, cum aș putea eu să operaționalizez încrederea într-un set de comportamente demonstrabile într-o activitate practică la Orhei? Apropo de contextualizare, domnul Mircea. Și m-am tot gândit că o să vin și o să-l dau o definiție frumoasă despre încredere. Nice, bun, mulțumim, domnul Sergiu, nici n-am înțeles. Hai să mâncăm plăcinte. N-am făcut asta. Am meditat mult și nu este ușor să meditezi mult atunci când îți pregătești lecțiile. Este mult mai simplu să intri pe regim automat și să faci
din planul colegului sau din exercițiul pe care l-a făcut colegul. Și este mult mai complicat, îți trebuie mult mai multă energie psihică să o faci tu de unul singur. Și am meditat și am inventat un exercițiu pe care nu știu dacă îl găsesc undeva sau nu, dar am încercat să operaționalizez asta în felul următor. Deci am zis, am rugat 5 elevi din clasă, după un preludiu de securizare și crearea unei atmosfere prietenoase, am rugat 5 tineri să iasă în față, să urce pe scaun și să spună în fața celorlalți un lucru de care le este frică. Iar ceilalți trebuiau să facă, pentru că asta e problema, ceilalți trebuiau să facă un alt lucru care tot îl rugam eu, să nu spună nimic, ci doar să aplaude. A ieșit prima tânără. A doua tânără, a treia tânără, a patra tânără, a cincea tânără, niciun tânăr. Și eu am zis, obiectivul nu l-am realizat, oare? Am zis, nu este niciun tânăr care a ieșit să fac. Și erau vreo 6 în grup din 35 sau din 30. Și am zis, e ceva în regulă cu faptul că nu a ieșit niciun băiat să spună despre frici? Eu cred că da. Dar mi-am pus altă întrebare. Dar care e rolul meu? Care este rolul meu să fac ceva acum? Sau ce ar trebui să fac eu ceva acum? Ca să iasă cel puțin un băiat și să facă lucrul ăsta. Să zic eu despre fricile mele. Exact asta am făcut. Deși unul dintre copiii mei și-a spus-o mai devreme, dar dumneavoastră? Și eu zic, nu, eu n-am spus așa, că și eu. Hai voi. În fine, după aia m-am folosit de asta și am zis, acum am să spun eu. Și m-am urcat eu pe scaun, am spus despre fricile mele, una, da. Și ulterior, după vreo 15 secunde, și credeți-mă, astea au fost secunde grele, s-a urcat unul dintre băieți pe scaun și a spus, mie este frică de moarte. A auzit aplauzele și a coborât. A urcat următorul, deși am rugat doar unul, cel puțin, și a spus... S-au urcat toți, cu excepția la unul care a ieșit din clasă, adică din, în fine, din auditoriu, da. Următorul a spus, mi este frică de cancer. Altul s-a ridicat și a spus, vreau să nu dezamăgesc pe mama, pentru că sunt doar eu și mama în viață. Altul s-a ridicat și a spus, după ce a murit bunica, mi este tare frică de întuneric și nu prea mă duc noaptea la viceu. Și sună glumă. Dar cred că ceea ce a modelat sau ceea ce s-a schimbat în acea situație, decizia pe care au luat-o acei copii, a fost cumva influențată de contextul de învățare pe care eu l-am creat. Și eu cred că provocarea cadrelor didactice nu este evident doar să transmită cunoștințe despre asta, s-a discutat astăzi, ci să creeze experiențe de învățare. Experiența asta ar însemna să facă lucruri. Ca tinerii nu doar să spună, nu doar să audă, dar și să experimenteze, să trăiască experiențe pe care ulterior le vor putea integra în viața de zi cu zi. Cum spune fiica mea de 14 ani, tata, tare ar fi bine dacă profesorii ar face un pic mai multă practică. Și doar atât, un pic mai multă practică. Iar ca să nu fiu și eu teoretician și doar să vă spun, vreau să vă arăt ce înseamnă, după mine, să faci un pic mai multă practică și cum asta ar funcționa în clasă. Vreau să vă imaginați partea cealaltă a cuvintelor care eu cred că trebuie să le auzim mai des. Nu doar noi să le spunem elevilor aceste cuvinte, ci și noi să ne le spunem nouă ca și cadre didactice. Să spunem, mergi la baie când ai nevoie și nu-i nevoie să întrebi. Asigură-ți nevoile tale, stimate cadru didactic, ai grijă de tine. Îți va fi foarte greu să ai grijă de alții dacă nu vei fi atent la tine. Și cel mai important, zic eu, dacă ne rămân 5 minute, să ne odihnim, să ne odihnim. Pentru că într-un final, cred că cu fiecare frază pe care o spun, o umplem inima elevului și ne putem umple și inima noastră și să facem ceva cu asta. De exemplu, dacă spunem, mergi la baie, nu-i nevoie să întrebați, faci așa. Bravo, ai reușit de 6. Sună straniu? Dar inima se umple. Ce bine că ai spus că nu înțelegi, Vasile. Acum e mai simplu să înveți.
Și cu fiecare frază pe care o spunem, eu cred că adăugăm ceva. Adăugăm cunoștințe, adăugăm energie, emoții despre care frumos spunea domnul Mica. Dar toate astea pentru ce? Pentru ca să faci o acțiune, pentru ca să faci ceva cu asta. Nu le umple doar așa de dragul umplutului. Și ce credeți că pot să fac eu cu balonul ca el să facă o acțiune? Să-i dau drum. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Liviu Lucaci, sunt actor, sunt profesor de artă actorului la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, Ilie Caragiale, București. Da. Da. Am scos cravata că mi-am dat seama. A fost doamna președintă aici și m-am simțit obligat. I-am văzut pe colegii mei că nu au. Domnul ministru a fost la panelul nostru și nu a avut cravată, așa că am făcut această... Primul rând vreau să vă spun că realmente noi și echipa noastră ne-am simțit minunat aici pentru că lucrurile s-au spus multe lucruri pe bune. Multe lucruri adevărate, experiențe împărtășite. Și asta este un lucru, trebuie să o spun, rar, la conferințe de asemenea anvergură, la care de multe ori particip. Asta e situația. Și acum, educația prin artă, un posibil instrument pentru provocările secolului. Timpul e scurt, sunt foarte multe de spus, însă vreau să vă spun că mă ajută tot ce s-a spus și tot ce s-a lucrat în paneluri, pentru că nu știu cum se face, dar aproape totul se leagă pentru a înțelege că educația prin artă este o posibilă soluție pentru momentul actual. Și acum, vedem niște procente. 0,02%. E puțin, nu? 0,028. 0,018. Evident, sună puțin, insignifiant, chiar neglijabil. Mai avem niște cifre, 61, 224, 205, care sunt alături de aceste procente. Și acum, dacă adunăm aceste cifre, pe care o să vedem ce înseamnă 237, 224, 205, 236, 221, avem cei 1123 de elevi ieșiți din sistemul educațional din Republica Moldova în 5 ani. La nivel de țară, procentual, poate nu e mult. Și felicit Republica Moldova pentru asemenea procente. Aș vrea să fie și în România procentele atât de mici. Dar vă întreb, câți copii aveți acasă? 1, 2, 3. Dacă ați avea 1123 de copii care abandonează. Să ne amintim în pandemie, când copiii erau în casă, dumneavoastră la fel și trebuia să și lucrați. Gândiți-vă că cu acești 1123 de oameni încărcăm serviciile sociale mai târziu, riscul infracțional la ei e major, piața de muncă deficitară pentru că ei nu vor avea o pregătire suficientă ca să fie absorbiți de piața de muncă, nu mai vorbim de riscul psihiatric pe care sunt convins că la toate panelurile s-a abordat și este major și a ajuns la vârsta de 8 ani în România. A scăzut enorm copii care sunt în risc major și care, ca să o spunem pe bune, știu cât de dur sună, se taie pe mână din cauza emoțiilor pe care nu știu să și le consume. Bun, acum, mi-am propus să vorbesc, pe repede înainte, evident, despre profilul generației actuale de elevi și studenți, ca să vedem cu cine avem de-a face, cu cine lucrați dumneavoastră, despre importanța abordării problemelor care se confruntă ceea ce numim generația Z, cei 1997-2012, cei născuți între acești ani. Generația Z este acum în școală și facultăți. Apoi, despre educația prin artă și generația Z, conexiunea dintre ei, posibilă și pe care, zic eu, că ar trebui să ne-o dorim mai puternică, mai dinamică, educația prin artă versus educație formală, o completare, în niciun caz, cele două
nu se luptă între ele. Credem foarte tare cei care ne ocupăm de educația prin artă, că ele complementar se pot sprijini una pe alta și sunt nenumărate activități, rezultate la nivel internațional care o arată. Mai e un lucru pe care nu l-am spus la început. Eu sunt și coordonatorul grupului UNESCO pentru educația prin și pentru cultură și artă. Este o inițiativă la UNESCO la nivel global și asta ne ajută să vedem care sunt activitățile educație prin și pentru artă și cultură la nivel național, în cazul nostru, și sunt enorm de multe, numai că ele nu sunt în momentul acesta, nu se găsesc unele pe celelalte, nu sunt coordonate. Și asta înseamnă lipsă de resurse, deși rezultatele sunt extraordinare. Și credem că o coordonare mai bună ar face să explodeze beneficiile acestui tip de educație. Scuze, mai era ceva de spus, în fine. Că o să le regăsim mai departe. Acum, vorbind despre generația Z, am mai zis cea născută între 1997-2012. Are tehnologie înrădăcinată, e obișnuită cu tehnologia, chiar dacă unii nu s-au născut, cum zicem acum, cu telefonul în mână, însă acum sunt obișnuiți cu ea, nu-și mai pot imagina viața fără tehnologie. Asta înseamnă conectivitate, interconectivitate, diversitate și incluziune. Sunt oameni care sunt populații care circulă, ei sunt tot mai diversi etnic, cultural și social și atunci problemele care pot apărea din acest motiv sunt evident multe și noi pentru profesori, între care mă includ și eu. Sunt preocupați de activism social, de justiție socială, de respectarea și susținerea în toate felurile a drepturilor omului și de mediu. Îi interesează ecologia, sustenabilitatea. Sunt o generație foarte interesantă care e pregătită să implementeze astfel de acțiuni care să ajute mediul, înțelegând prin mediu ei înșiși și viitorul în care vor să trăiască. Suferă de multe ori de autosuficiență și aici sunt multe motive pentru care se întâmplă asta, însă au tendință spre antreprenoriat. Sunt niște oameni care își doresc să pornească lucruri și să le experimenteze împreună cu alții. Au așteptări legate de personalizarea educației, adică adaptare individualizată și, foarte important cuvânt, care pentru ei e așa un tag important, autenticitate. Sunt însetați de autentic. Încearcă să aibă experiențe adevărate după criteriile lor. Nu mai merge? Hop. Se săvârși? Bun. Generația Alpha, cei între 2013 până în prezent, sunt nativ digital, prima generație care a crescut cu tehnologie digitală de la început, da? Crește diversitatea, tehnologia, au nevoie ca tehnologia să fie parte a educației, sunt multitasking datorită utilizării continui a tehnologiei, învață rapid, dar uneori și uită repede, abilități tehnice avansate și, un lucru destul de grav, creșterea în rândul lor a anxietății și dependenței de tehnologie și o să vedem ce și cum se manifestă asta. Provocările cu care se confruntă generația Z, problemele de sănătate mentală, anxietate, depresie. Asta e recunoscută la nivel global, la toate întâlnirile în care se adună astfel de studii și statistici, provocarea, problemele de sănătate mentală sunt foarte importante pentru această generație și ei înșiși sunt conștienți de asta. Vine cu lipsă de concentrare, de atenție din cauza tehnologiei, presiunea pe care o resimt de a reuși la nivel academic și social, declinul abilităților de comunicare în persoană, face-to-face. N-au acest exercițiu de multe ori, nu mai zicem că s-a mai adăugat și anii de pandemie, care au izolat, i-au transformat casele lor, au transformat într-un fel de celule de criză, sau cum să le numim, în cadrul cărora ei nu și-au exersat deloc aceste abilități, pe care generațiile anterioare le aveau în mod natural, pentru că creșteau în grupuri sociale. Lipsa înțelegerii și interpretării expresiilor faciale și a mesajelor non-verbale. Dumneavoastră, ca profesor, noi de multe ori avem acest șoc. Nu citesc expresiile faciale sau le interpretează greșit. Ceea ce nouă ni se pare ciudat, asta este.
S-a mai spus aici, când avem patru tineri de 12 ani pe o băncuță care își scriu mesaje unii altora, e evident că nu știu să citească ce se întâmplă cu cel de lângă el, ce expresie facială are, ca să nu mai zică poker face, e un ideal pentru mulți dintre ei. Schimbarea pieței muncii, mediul de lucru în continuă schimbare și robotizarea. Simt această presiune. Ei știu că meseriile la care se gândesc azi poate vor dispărea mâine. Nu mai au căutare. Și atunci au această așteptare care îi presează foarte mult. Ce se va întâmpla cu eu care vreau să devin medic? Va mai exista asta? Există pe Facebook, peste tot, circulă un mesaj. L-am avut și noi la, când am întâlnit la Asociația Europeană a Educației de curând. Foarte interesant. Un banc de nisip superb iese câțiva centimetri din mare, în mijlocul mării, mare calmă, peisajul e superb. Un om acolo. Și ei au zis, asta este omul generației Z. Acum e soare, dar dacă bate un pic o briză, vine un val și îl spulberă. El a crescut în crize, el a crescut numai în crize, așa le percepe. Era această prezentare a făcută de membrii generației Z, către noi profesorii. Și într-adevăr, de multe ori, vedeți așa șoricel, ei rulează în capul lor, trăiesc în propria realitate, le e foarte greu să iasă, iar acolo alături avem o tristă statistică, e vorba de suicid în Republica Moldova. Și e vorba de, pe categorie de vârstă și vedem cât de jos, ca vârstă, a ajuns suicidul. E într-adevăr înspăimântător. Așteptările educaționale acestei generații, relevanța materiei predate, vor să știe de ce fac asta. Conectarea cu experiențe și situații reale ale elevilor, utilizarea tehnologiei în educație, cooperare, lucruri în echipă, asta le lipsește, sunt însetați să lucreze în echipă, sunt fericiți când împărtășesc greșeli reușite. Creativitate, analizează informația, gândesc logic și caută soluții la probleme, cel puțin încearcă să facă asta, însă un mediu educațional care îl împinge către așa ceva, îi va ajuta și le va da satisfacție imediată. Și vor alfabetizare digitală și utilizarea tehnologiei responsabil și eficient. Este extraordinar de interesant între studenții mei cât de preocupați sunt de faptul că ei sunt păcăliți de social media. Își transmit între ei, își cheltuiesc multă energie pe asta. Să fie conștienți unii, le spun celorlalți, fii atent, ești păcălit secundă de secundă cu social media. Pare doar că te ajută. E o preocupare, pentru că așa cum există activism social în rândul lor, așa cum ei sunt interesați de justiție socială, sunt interesați, cum am zis, de autenticitate, deci și de minciuna pe care de multe ori cei care utilizează tehnologia pentru manipulare o fac. Așteptările generației alfa, competențe digitale, echipamente imersive, asta înseamnă utilizarea realității virtuale în educație, un lucru la care ei sunt extrem de deschiși și încercăm să-l facem în universitatea noastră. Și în România mulți îl fac în diverse universități, facultăți. Un sistem educațional flexibil, adaptabil pe nevoi individuale. Ei, în momentul când au crescut atât de izolați, nu mai zic și de pandemie, le e foarte greu să lucreze, să li se ceară ceva în grup și să reacționeze în masă. Și atunci au nevoie ca să aibă certitudinea că sunt înțeleși separat, deși fac parte dintr-un grup. Ar lucra în echipe, dar nu vor să fie ștearsă identitatea lor din cauza echipei. Nu vor să fie asimilați în echipă până la capăt. Învățare personalizată, fiecare copil este unic și are propriul stil de învățare. Educația holistică, care cuprinde și aspecte emoționale, sociale și fizice. Spuneam, vor să știe de ce. Ce impact social are ce vor învăța. Ce aud activitățile lor. Educația formală, pe care o știm tradițională, ea ne adaugă cunoștințe academice, abilități, curriculum standardizat, nu, pentru toți elevii, rezultatele pe dobândirea de cunoștință, aderarea la reguli prestabilite, organizarea informațiilor. Educația formală pune accentul pe achiziție de abilități practice pentru carieră viitoare. Este ceea ce eu am crescut așa, am considerat că am teren sub picioare, trecând prin acest tip de educație. Problema este că lumea în care urma să mă integrez și ea însăși era stabilă. Așa o percepeam. În momentul când ei percep, vă reamintesc din nou de acel banc de nisip pe care stau cu câțiva centimetri deasupra apei,
putând fi spălați de apă în orice secundă, ei nu mai percep deloc că la sfârșitul educației, la sfârșitul, nu știu, universității, liceului, ei vor intra într-o lume stabilă, într-o structură care e gata să-i primească. Această structură nu au încredere că există și atunci tipul ăsta de educație formală poate nu e destul. Și atunci, educația prin artă ca o abordare pedagogică ce integrează diverse forme de artă în curriculum pentru a îmbunătăți învățarea. Dintr-un început vreau să vă spun că nu este vorba de a face mai mulți artiști. Am auzit asta de la mulți colegi inițial când am început să vorbesc despre asta de la celelalte universități care nu sunt de artă. Inițial a fost această preocupare, adică o să avem mai mulți actori, nici vorbă, nu despre asta e vorba. O să avem mai mulți actori sociali dacă avem încredere și facem asta. O să avem mai mulți oameni integrați și interesați de societate. Nu e vorba de a avea mai mulți scenografi sau regizori de teatru. Ce face acest tip de educație? Dezvoltă abilități transferabile, cum ar fi creativitatea, adaptabilitatea și rezolvarea de probleme. Păi creativitatea este principalul plus în societățile în care noi trăim. Până la urmă, ce costă la un mobil nu e materialul din care e făcut, ci doar creativitatea inclusă în el. Tot mai mult creativitatea este plusul și tot mai puțin materialul. Deci investirea în ceva, într-un sistem care crește sau lasă liberă sau îndeamnă la creativitate, că ea nu poate fi crescută forțat, este un plus care cu certitudine ne va ajuta. Promovează bunăstarea emoțională și încrederea în sine, pentru că exercițiile care conțin artă în ele, sau exercițiile de tip artistic, că desenezi un animal, că desenezi drumul către casă, că fredonezi o melodie, ea nu poate fi făcută, această activitate, decât personal. Aici e cheia. Copilul se exprimă pe sine în toate aceste activități. Este imposibil să reproducă mecanic un alt copil. E drumul către exprimare personală, ca apoi el să fie integrat, eventual, în educația formală, care îi dă pentru toată lumea o sumă de cunoștințe de care e nevoie. Însă el mai întâi trebuie să simtă că are un drum personal al lui, că emoțiile lui sunt integrate în procesul de învățare. Și asta se poate prin educația prin artă. Pregătește studenții pentru o gamă largă de profesii care necesită gândire inovatoare. N-am timp aici să le înșir pe toate, dar vreau să vă spun că profesii cum sunt. Medic. Astăzi, în România, a fost înțeles să lucrăm cu două universități de medicină pentru integrarea acestui tip de gândire creatoare, de adaptare la pacient, de înțelegerea emoțiilor tânărului medic și a profesionistului cu lungi ani de experiență cu pacientul. Deci aceste emoții blochează performanța, excelența chiar în domenii cum sunt medicina, de exemplu. Gândirea analitică, capacitatea de a găsi soluții inovatoare în exercițiile artistice, nu poți decât să inovezi, este imposibil să... E chiar haios să încerci să imiți pe cineva, să-i faci același desen, tot desenul tău va fi. Deci e neputința de a te standardiza, chiar dacă încerci. Oferă un spațiu sigur pentru autoreflecție, înțelegerea emoțiilor și dezvoltarea empatiei față de ceilalți. Când tu ți arăți un desen făcut de tine, tu te arăți pe tine, integral. Când arăți, știu eu, un chestionar sau un ceva bifat de pe net, ăla nu ești tu. Deci, aceste tipuri de manifestări care țin de activitățile artistice sunt cele care creează drumul personal, deschid către ceilalți, pentru că îi înțelegi mai repede când ei se manifestă în acest tip de activități. Beneficiile educației, dezvoltarea inteligenței emoționale, a empatiei, motivarea elevilor, abilități artistice și creative îmbunătățesc procesul de învățare, abilități sociale, emoționale și așa mai departe. Stimularea imaginației. Vedeți? Imaginația e un motor care poate să funcționeze într-un regim scăzut sau atunci când
omul simte că el contează și că poate să-și dea drumul la idei, poate să fie un motor în viața personală și o inspirație pentru toți ceilalți din jurul lui. S-a vorbit despre joc și pe bună dreptate. Jocul este singura activitate umană descoperită de noi, descoperită de mine până acum, singura în care acceptăm reguli fără să ne supărăm pe ele. Eu am fost un copil care nu i-au plăcut regulile, când auzeam de o regulă încercam să mă împotrivesc. Niciodată la jocul de basket nu m-am gândit că e o constrângere să arunc mingea aia prin inelul de metal. Nu m-am supărat pe asta. În schimb, eram în stare să mă supăr pe orice mi se impunea. Și atunci tipul ăsta de educație prin artă, prin teatru, prin joc, face ca regula să fie asimilată imediat și să-ți aducă și satisfacție. Și poate nu ultima este greșeala înțeleasă ca instrument de cunoaștere. În teatru nu există greșeală, în artă nu este greșeală. Există doar cunoaștere, autocunoaștere, împărtășire cu ceilalți. Greșeala este tot drumul tău. Ne amintim că așa am învățat, prin joc, toți, prin greșeli. Greșeala este adaus de cunoaștere dacă știi să tragi de acolo cunoaștere. Deci greșeala inclusă în procesul de învățare, nu aruncată, nu pedepsită, inclusă ca etapă, ca treaptă către o cunoaștere mai înaltă, este un beneficiu și ea poate fi făcută destul de ușor și cu multă satisfacție prin educația, prin artă. Și acum doar câteva activități pe care noi le facem, în care educația prin artă ne ajută foarte tare să ne îndreptăm către comunități de zeci de mii, de sute de mii de oameni. Avem caravana Una Zece pentru Români de Pretutindeni, în care mergem din țară în țară, în care prin teatru, film, arte integrate, pedagogie de toate felurile, alternativă, ne apropiem, încercăm să-i ajutăm pe copii să le crească capacitatea de concentrare, integrarea în colectiv, lucru în echipă, deschiderea, înțelegerea emoțiilor, cunoașterea propriului corp. Toate astea, când adăugăm țări una după alta, e o activitate care se face sub patronajul administrației prezidențiale din România. A fost prima dată Ministerul Educației finanțator, iar acum este Departamentul Român de Pretutindeni, deci Ministerul de Externe. Este o activitate preluată, ca să zicem așa, la nivel național și care are beneficii de integrare a celor care se simt izolați într-o altă țară, într-o altă comunitate. Sau inclusiv în România, în comunitățile care se simt izolate. Un ATC junior în care ne adresăm copiilor din toată țara, prin care pe categorii de vârstă, prima este 0 ani, câteva luni, acolo unde nu există narativitate, dar ei trăiesc în emoții, trăiesc în senzații, până la copiii de 18 ani, după aia ne oprim că urmează facultate, ar trebui să intre în facultăți. Sunt 2000 de participanți într-un an, deci noi avem deja 8 ani de zile, avem o caravană permanentă fiecare an prin toată țara. Și e o altă activitate, e vorba despre acei școală de spital, acei copii care din motive medicale, în cazul ăsta cancer, e vorba de Institutul Oncologic Român, nu mai beneficiază de educație. Cu alte cuvinte, ei sunt scoși din sistemul educațional pentru că sunt nevoiți să stea pe un pat de spital luni, ani de zile. Ceea ce se observă la acești copii, ca să putem vedea care e beneficiul educației, de toate felurile, formală, prin artă, este că atunci când copilul nu mai beneficiază de educație, el este nefericit. Când nu îi se cere, când nu îi se cere să cunoască lucruri, într-un fel sau altul, oricum organizate, el realmente este nefericit. Și atunci noi ce facem? Ne ducem acolo, absolvenții noștri, doctoranzii noștri, am un doctorant pe așa ceva, pe școala de spital, se lucrează cu acești copii ca ei să fie integrați în societate, li se dau teme și așa mai departe, urmărind, construindu-li se un traseu educațional pe care ar trebui să-l aibă orice copil de toate felurile. Mă opresc aici, avem o mulțime de activități care arată, zicem noi, că educația prin artă este complementar, vorbind cu educația formală, este o soluție pentru aceste provocări ale unui secol care, deocamdată, din acest punct de vedere, nu prea mai seamănă cu altul. Viteza e mare. Mulțumesc! Eu am vrut de acolo să-l pornesc, sincer, că i-am pregătit o glumă.
ca să captez atenția. Da, spate? Ok. Gen, eu vorbesc singur cu mine, da? Și zic, Alex, nu retrăi, că azi e sâmbătă și nu o să-ți spună note. Adică, gen, nu o să ai notă rea. Cum o să fie, așa o să fie, da. Dacă sincer, eu mai sunt profesor cel care are vineri a 6-a lecție, o disciplină care are o singură dată în săptămână. Nu toată lumea ajunge. Văd că sala s-a mai rărit, dar cine a ajuns, mersi mult. Sunt două tipuri de profesori și unul și alt face proiecte de scurtă durată. Dar să aplaudi acel profesor care face proiecte de scurtă durată, dar trebuie să improvizeze permanent pentru că planul de acasă cu planul de la școală niciodată nu coincide. Eu fix așa, adică gen, am pregătit un discurs, l-am învățat pe de rost, m-am uitat în fața oglinzei. Așa, cum să captez eu atenția, profesorii ăștia o să fie obosiți, tu ești la ora 3, asta e sâmbătă, eu am avut 26 de lecții. Cum o să fie? Și pe urmă zic, dar cum captez atenția la copii? Ești tu, înseamnă că și o să fii tu și lumea o să te asculte. Așa, eu sunt Alex Leahu, aici undeva trebuie să fie o prezentare de-a mea, asta de numire, cred că, da? Sper că e clar de ce, da? Bun, bun. Ați vorbit singur cu mine, că sunt profesor matematic și desuori am procesul dat, așa că nu trageți atenție. De fapt, lumea mă știe altfel. Eu pe butonul ăsta verde trebuie să apăs ca să schimbi, da? Slide-ul. Așa. Lumea mă știe, de fapt, ca profesor cu balba albastră, profesor în blugi hanorac, profesor cu tatuaj, că pentru la știrea asta te contează. Adică nu contează esența și nu contează faptul că tu încerci cumva să explici la copil la ce trebuie să teorema Pitagora în viață. Dar media cumva captează atenția pentru cuvântul profesor și ceva, care îți formează un paradox, da? Așa și la mine s-a întâmplat, dar eu sunt profesor de matematică în primul rând și pe urmă restul. Și restul anume este făcut pentru ca să captez atenția nu la social media și la alte lucruri, dar să captez atenția copiilor, pentru că, am spus, nu mă grăbesc, pentru că ei vor ceva nou, ei vor provocări, ei vor impulsuri și eu încerc să le ofer aceste impulsuri doar cumva ca să-i motivez. Un profesor asta poate fi cool, mai rar, da? Dar noi încercăm. Noi știm între noi că noi suntem cool, dar vreau știi și toată lumea că să fii profesor asta e cosmos. Noi păstrăm chestia asta dinăuntru, nu știu cum să numiți voi, eu numesc energie tânără și progresistă. Chiar dacă și aici începe apărea riduri, noi suntem primii care acceptăm orice provocare care vine. De exemplu, cum a fost provocarea cu COVID-ul. Noi ne-am adaptat foarte repede. Iar acum, imaginați-vă voi cu abilitățile voastre de acum, în 2020. Păi, dă-te măi, las că nu-și facem. 3 secunde și problema rezolvată. Dar acum avem și alte provocări. Dar înainte de asta vreau să spun povestea mea, care nu se mai spune la știri. Eu sunt copil născut între milenii. Adică eu am prins Moldova cea de altă dată, cum s-ar spune. Eu am crescut odată cu țara mea, pentru că, practic, eu m-am născut cu un an mai târziu ca Moldova. Moldova, nu, cu doi aproape. Și respectiv, eu am evoluat odată cu țara asta. Și am prins toate etapele și eu sper că prind încă foarte multe etape. Și fix așa, de exemplu, peste 10 ani, eu spun despre faptul că eu am crescut cu țara mea odată. De ce spun că eu sunt copil între milenii? E despre faptul că eu am fost una din ultimele generații care a fost educat de profesori cei din generația de aur. Vremea când să fii profesor era, Doamne ferește, respect. Asta de, adică acei profesori care i-au învățat și părinții mei și cumva i-au învățat o generație, generația asta a făcut copii, i-au crescut și au învățat și cealaltă generație. Și respectiv eu cumva am fost la, nu știu, la sfârșitul acestei povești când îmblai pe-n sat, vedeai un profesor, îți spuneai mâinile în cap. Doamne ferește, trebuie să zic bună ziua, cum să mă apropii din ăsta, cum să... Aveai și discurs, cum să... Și gen, da. Și respectiv, eu am crescut de acea generație și acum eu am venit să schimb cumva, sau eu să fiu generația nouă de profesori.
Spuneam de generația născută dintre milenii, mai ales oamenii, copiii de la țară, ăsta cei copii care au avut internet abia prin clasa 90, așa era internetul acela, nu fibră optică și gigabit și ce vorbeau. Era generația aia care a învățat informatică din cărți, ca să fie clar, da? Spunea cineva de Pascal, generația Pascal, că eu sunt generația Pascal. Eu sunt generația Turbo Pascal. Și încă o dată, eu tot încerc să mă țin de firul meu logic a discursului. Eu m-am dus la facultate pentru că ce o să zic lumea în sat. Trebuie dautea lui Marusia, au terminat facultatea, tu ce n-o să te duci? Zic, hai că să mă duc. Dar unde o să te duci? Dar unde zice toată lumea? Unde zice toată lumea acum? La economie și drept. Deci în 2010 tot la economie și drept se duce toată lumea. Și acolo erau trei opțiuni de completat. Eu n-am știut că, de exemplu, dacă pun matematica prima și o verific și am intrat la matematică, următoarele două opțiuni nu se verifică. Mă gândeam, eu învățam bine la matematică, mă gândeam dacă am pus trei opțiuni, le verific pe toate, spune la care ai intrat și o să alegi la care îți place. Dar acolo logica e un pic altfel și o verificat că ai intrat în prima și nu mai verific următoarele două. Mai ales cu matematic și informatic, profesor, că eu nu știam cum aduc la profesor. Eu știam că... Eu știam teorema lui Pitagora, am învățat integrale nedefinite și definite și văd că acolo scrie matematic. Mie mi-a plăcut matematic, eu mă duc la matematic. Dar ce o să fac când o să cresc mare, când o să termin 4 ani de licență, nu știam. Și zic, rămân la matematică. Și 4 ani de zile am făcut matematică, dar tot, așa au fost cu... Să mor de foame când ați terminat facultatea asta, să mor de foame pentru... Pe urmă ne-am dat seama că, de fapt, toți mor de foame într-un fel sau altul. Și nu mor de foame doar oamenii harnici, nu contează din ce domeniu ești. Adică tu poți să nu mor de foame în orice domeniu. Dar la anul 2 am dat la două specialitate, pentru că economie, business și administrare, ca să nu mor de foame. Dar nu m-am ținut mult. Eu așa am mult de povestit și aici văd că am 20 secunde rămas. Poți să mai povestesc un pic? Da? Ok. Am terminat facultatea, în acești 4 ani am făcut și un pic de voluntariat, dar așa, voluntariat diferit, nu cum vă imaginați voi. Am făcut voluntariat în organizația ISEC și acolo organizația aceea are un fel de simulare de companie, unde sunt departamente, adică este departament resurse umane, departament comunicare, departament vânzări, departament finanță. Și eu am trecut cam prin toate, adică eu cumva încă nu știam că îți vin profesor peste 4 ani, dar eu am lucrat pe departamente, am fost vicepreședinte, am făcut recrutări, am făcut proiecte de... Mai port o dată 7 minute, ura! Am făcut recrutări de oameni, am făcut proiecte de orientare profesională pentru elevi. Vă închipuiți copiii ajung în clasa 12 și nu știu ce vor să facă, nu să crească mare. Iată, noi am făcut așa gen de proiecte. Și când o fost să termină... Să finalizeze facultatea, licențiat, scrie acolo, licențiat în educație, dar pe urmă mi-am dat seama că trebuie să mă duc la școală. Șoc. În sat. Da. Eu mă gândeam ca muș, să fiu prin organizația Națiunilor Unite, chestii cu background-ul meu, dar eu mă duc în sat. Și mă duc eu în sat, așa cu gând, gata, dați-vă la o parte că schimb lumea, muș, educația schimb, a venit Alex în educație. Dar vei că tot așa cum mă vedeți, da? Adică, în 2023 parcă n-arată așa de straniu. În 2015 în sat arăta straniu. Arăta straniu, sincer vă spun. Pentru că eu parcă n-auzeam, dar parcă simteam de spate așa privirile celea. Dar unde ți-i costumul? Dar unde ți-i pantofi? Dar unde ți-i... Cimadanul ăsta, nu știu cum spune în român, spuneți ceva. Care-i... Ce e sovietică, îl țineai și puneai căițele. Diplomat, eu știam că asta e specialitate, în fine. diplomat, ok, bun. Asta învăț eu, sincer vă spun. Ok, bun. Și trebuie să iei costumaș, ce rol, ce să creadă lumea despre tine și chestii, zic, băi, calmează-te. Nu știți ce cred copiii despre voi. Eu sincer, știți că ei știu tot ce spuneau, știi? După asta un pic a evoluat, am crescut, m-am dus la liceu, spre dat la liceu. Acolo cumva lumea mai progresistă pentru că e la oraș, dar oricum erau categorii de oameni care se uitau straniu la mine.
în același direcție, cum s-ar spune, dar era liceu. E că acolo mi-era interesant, pentru că eu când m-am dus acolo, era 4 ani diferența dintre mine și prima promoție, care era clasa 12. Adică cumva era mai interesant cu ei să mă opresc luni după lecții, că a apărut o serie nouă de Game of Thrones, să pun la proiector să ne uităm, sau să jucăm o tenis după masă, sau fotbal, sau de exemplu să ne ducem într-o duminică la Chișinău, la evenimentul TEDx Chișinău, înainte să mai organiza, și înapoi să venim să fredonăm ceva de Carla Zrim, sau din atunci motanii încă nu erau. Nu, motanii erau, dansesc cu grupa de motans care face muzică, nu era. Așa. Eu m-am avut tot mesaj. Mă gândeam ca să termină la urmă cu un, nu știu, cu o concluzie de asta motivațională, inspirațională, dar singura mea concluzie e că fiți voi. Lumea apreciază, serios, eu când m-am gândit acolo, dar ce o să zic, acolo și acolo, să te duci și să te bâlbi și toată lumea să te încordat și tu să te încordezi din cauza că lumea e încordat. Tu ești a patrulea, e ora a trei. Domnul ministru, încă iată așteaptă cu un om să iasă pe scenă, să vorbească, după asta el trebuie să fac totalizările, conferințe și tot așa mai departe. Dar nu, eu sper că voi un pic v-ați înviorat, da? Nu uitați că noi trebuie ce să facem. Nu știți? Mă gândim că în coro spune, să facem lumea asta un pic mai bună și țara asta un pic mai bună. Când o să vină un copil tinerel la voi în școală, viitor profesor, să-l ajutați și să fiți un fel de role model. Dacă nu o să puteți, 682-1139, vă rog frumos să-l ajut eu. Mersi mult! Bună ziua! Înainte, când eram în liceu, aveam emoții în față la un singur profesor, dar astăzi sunteți 400 în fața mea, așa că sper că o să înțelegeți emoțiile mele de azi. Eu sunt Daniel Beschieru, am 20 de ani și sunt student în anul 2 la Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice din Moldova. M-am născut în Ștefănești, Florești, și țin să vă spun că am absolvit cel mai bun liceu din țară, liceul din Ștefănești. Eu vreau să fiu inginer software, o profesie a viitorului, dar dacă vă întrebați de ce, eu o să vă spun chiar acum. Faceți cunoștință cu bunica mea, Olga Bădurin. Ea este o profesoară de educație muzicală. Ea și bunelul meu au făcut în așa fel ca educația mea să fie pe primul loc. Lucru care m-a ajutat foarte mult în viață. Și la vârsta de 14 ani, ea se apropie și îmi spune că, uite, Danu, tu trebuie să te duci în domeniul IT. Acolo este viitorul tău. De ce anume atunci? Pentru că atunci a apărut în liceu clasa viitorului. Iar odată cu ea a apărut și cursurile de robotică, care eu deja stăteam în prima bancă acolo. Iar un an mai târziu, la 15 ani, am avut mare ocazie ca să particip la un concurs internațional de robotică, care s-a desfășurat în Statele Unite ale Americii. Puteți vedea pozele cu echipa care am fost, dar mai este o persoană foarte importantă pentru noi, domnul Bodiu, mentorul nostru de robotică. Merită toate aplauzele. Domnul Bodiu m-a inspirat și m-a ajutat să mă dezvolt în domeniul roboticii. El este profesorul cu care eu puteam să intru în dezbateri foarte aprinse, deoarece dumnealui înțelegea că sunt momente când el are dreptate, sunt momente când noi avem dreptate. Și pentru asta îi mulțumesc foarte mult, deoarece proiectele din robotică care le făceam cu el m-a ajutat până în prezent. Eu învăț specialitatea calculatoare și rețele. Dar vreau să vă spun că am simțit ce înseamnă lipsa unui profesor. În perioada liceului, profesoara de matematică nu a putut să fie alături de noi. Și chiar dacă liceul a făcut tot posibilul ca noi să nu fim afectați de asta, s-a creat un gol oarecare în capitolul matematicii pentru mine. Asta eu am realizat mai târziu când am venit la universitate. Vă știți câte matematici eu fac acolo? Eu câteva să vă le spun. Aveam matematică specială, matematică discretă, analiza matematicii. Astea sunt doar unele din materiile care necesită ca noi să cunoaștem matematica. În școală eu obișnuiam să învăț matematica cu cifre. Iar atunci când eu am venit la universitate, matematica e doar litere și simboluri. Locuiesc la cămin și muncesc. În weekend plec acasă, la bunica,
și bunelul, ea câteodată se reține la școală și de fiecare dată când am ocazia intru și în clasa viitorului, pentru că acolo mereu apare ceva nou. Profesorii sunt cei care ne ajută pe noi, ei au un rol crucial în viața noastră, ne ajută și ne ghidează, ne inspiră ca noi să visăm. Iar chiar dacă vouă vi se pare că noi, studenții de azi și elevii, suntem mereu cu nasul în telefon și indiferenți, eu vreau să vă asigur că nu este așa. Tot respectul și recunoștința pe care noi avem față de voi nu va muri niciodată. De ce? Pentru că aceste valori ne ajută pe noi să devenim mai buni în fiecare zi. Vă suntem recunoscători vouă, dragi profesori, pentru că noi suntem ceea ce suntem datorită vouă. Iar în final, vreau să vă spun că și să vă amintesc că da, eu vreau să fiu inginer și da, eu o să reușesc. Vă mulțumesc! E foarte greu să... Se aude? E foarte greu să vorbești după atâtea istorii inspiraționale. Și în momentul când domnul Toma a zis ce putem face cu balonul umflat, eu m-am gândit cât de minunat ar fi dacă l-am putea transmite din mână în mână fiecărui dintre cei prezenți aici în sală și nu doar, și dumneavoastră să puneți în acest balon propriile istorii inspiraționale, propriile experiențe. Și garantez 100% că în ele o să găsim foarte multe răspunsuri la cele probleme cu care ne confruntăm astăzi în sistemul educațional. Suntem pe final. Suntem obosiți. Dar în ochii dumneavoastră citesc foarte multă dorință de a merge mai departe. Și cred că, domnule ministru, trebuie să ne gândim ce facem ca lucrurile să continue. Bună ziua încă o dată. Am mare onoare să fiu a 8-lea vorbitor astăzi și cred că toată lumea de-abia așteaptă acest discurs. De asta o să mă strădui probabil să împărtășesc câteva gânduri care sunt la minister. Ori noi încă nu neapărat avem răspunsuri la toate întrebările și oricum răspunsurile alea trebuie să vină în colaborare cu dumneavoastră. Dar zic să reflectăm poate împreună și să aducem un pic mai multă lumină în ceea ce circulă la minister și care sunt, poate, perspectivele noastre asupra principalelor probleme care sunt astăzi în sistem. Prima mare provocare pe care o avem noi și de care noi am mai vorbit la conferințele pedagogice, am vorbit la evenimentul de săptămâna trecută, și un subiect dureros, dar care noi cred eu că noi de fiecare dată trebuie să-l abordăm, ține totuși de rețeaua noastră școlară și de modul în care se administrează sistemul. Noi simțim la minister că poate nu s-au făcut suficient gospodărie până acum și într-un anumit sens, anume administrarea, este prioritatea zero la moment, după care revenim și la ceilalți subiecte foarte importante care s-au discutat astăzi, dar avem nevoie de o soluție pe partea de asigurare accesului copiilor, indiferent de unde locuiesc ei, la educație de calitate. Iar toate studiile pe care le-am văzut, l-am avut la noi vreo 2 săptămâni în urmă pe domnul Schleicher, care este cel care a inventat testul PISA, rezultatele noastre la bacalaureat, toate vorbesc foarte clar despre faptul că, din păcate, rezultatele la învățare sunt mult mai bune în școlile mai mari. În școlile mai bine dotate, cu profesori mai buni, cumva este intuitiv, dar lucrurile astea corespund cu numărul de elevi în școală. Și atunci avem nevoie de o soluție pe partea asta, cum asigurăm și pentru acei copii, care sunt mulți, în acele 100 de școli care astăzi au mai puțin de 50 de elevi, în cele 300 de școli care au mai puțin de 100 de elevi, educație de calitate pentru acei copii. Cum le putem oferi lor oportunitatea de a se realiza în viață ulterior? Și aici, soluția la care ne gândim noi acum e să mergem pe o abordare stimulativă, să încurajăm părinții să vrea să-și ducă copiii și să aibă posibilitatea să o facă la școli mai bine dotate, mai bine echipate, și să creiem câte o școală model la nivelul fiecărui raion.
Ce înseamnă această școală model? E un element de reflecție pe care vă invit să-l facem cu toții. Probabil înseamnă infrastructură foarte bună, înseamnă cabinete bine dotate, acces la tehnologii, profesori bine instruiți. Și să facem acest efort colectiv, să asigurăm accesul copiilor la asemenea școli, măcar la una, la nivel raional, unde astăzi mai există capacitate, deci nu sunt pe deplin utilizate toate spațiile, să investim acolo masiv în următorul un an jumătate și să creăm acea dinamică, să convingem părinții, să-i stimulăm, să vrea să meargă la asemenea școli și să depășească, poate, reticența care o cunoaștem cu toții și pe motive politice și nu doar, de a insista întotdeauna să meargă acolo unde mai este mai aproape, chiar dacă este în detrimentul copilului lor. O să putem să facem lucrul ăsta dacă investim în școlile astea, creăm aceste condiții, asigurăm transport, mai oferim stimulente pentru părinți și ne asumăm toți această problemă și vorbim despre ea și explicăm și punem acces pe interesul superior a copilului. Și cumva asta este unul dintre marile noastre obiective în următoarea perioadă de timp, să lansăm acest proiect a școlilor model, să găsim banii, resursele de la partenerii noștri internaționali, să asigurăm aceste condiții și să oferim acestor copii o șansă la educație de calitate. În tot acest proces, cred că toți trebuie să avem certitudinea că nu o să pierdem niciun profesor. Avem un deficit foarte mare de cadre didactice, de vreo 7.000 de cadre didactice în sistem, e 22% deficitul de fapt, acoperit astăzi prin supra-sarcina pe care vă asumați fiecare. Și aici puteți aveți garanția că noi o să facem tot posibilul ca să nu pierdem niciun profesor în acest proces de schimbare, dar el trebuie să aibă loc. Și asta e un proces fundamental pentru noi, atât din perspectiva calității, cât și din perspectiva bunei administrări financiare a sistemului și eliberării acelor resurse care să ne permit să reinvestim și să asigurăm, într-adevăr, educație de calitate. Deci este dimensiunea asta a infrastructurii și cumva astea sunt gândurile noastre pe acest subiect. Un alt subiect extrem de important, la care căutăm, cred că, răspunsuri, și am auzit astăzi câteva, este ce predăm la școală. Trebuie să pornim o discuție referitor la planul cadru. Ultima grafic care a venit un profesor din Cahul, s-a programat la o discuție și a venit cu o analiză pe planul cadru, numărul de ore la fiecare disciplină, sugestii. Am constatat acolo bună oară că noi avem mai puține ore la informatică decât avem la educație tehnologică, muzică sau arte plastice. Și nu că nu ar fi toate importante, cu siguranță sunt toate importante, dar vorbim atâta despre tehnologie, secolul 21, și în același timp nu pare să fie integrat suficient aspectele astea contemporane în planul cadru. Și este doar un exemplu care vorbește despre faptul că trebuie să avem o discuție dacă ceea ce avem astăzi acolo corespunde momentului sau necesită a fi revizuit. Pe de o parte, norocul nostru este că nu suntem singuri în răspunsul la această întrebare. Este OECD-ul, deci o glumă întreagă să întreabă aceleași lucruri și cred că trebuie pur și simplu să facem un efort să ne integrăm la aceste discuții globale și să luăm bune practici de psihotare, contextualizate cu ceea ce este la noi, dar să ne asumăm o discuție pe planul cadru și dacă ceea ce predăm este într-adevăr ceea ce trebuie. Același lucru ține și de revizuirea curriculară. S-a încercat în 2019 să treacă prin acest proces, dar a fost un proces superficial și eu cred că noi trebuie să o recunoaștem. Pentru că nu au răspuns la întrebările fundamentale, la care e greu de răspuns. Ce competențe trebuie să oferim copiilor noștri pentru viitor? Cum competențele alea se pliază pe ceea ce se întâmplă la clasă? S-a încercat o simplificare oarecum artificială, fără o discuție profundă. Și aici, iarăși, trebuie să inventăm bicicleta, trebuie să aplicăm ceea ce fac alte țări, să ne uităm peste metodologia propusă iarăși de OECD și să o punem în practică la noi și să avem o discuție de un an jumate cât o dura și să decidem ce predăm în așa fel încât să facem relevant curriculumul nostru, pentru că există această așteptare în societate și cred că o simțim și noi cu toții că este nevoie de o înnoire pe acest segment. Dar aici cred că e foarte bine să avem o discuție cu toții împreună despre ce este necesar. Și un lucru care
mă preocup în mod special în ultima perioadă, pentru că, pe de-o parte, și la asemenea conferințe și în alte discuții, toată lumea are idei despre ce trebuie de predat și are opinii la acest subiect, dar nu se discută suficient despre cum evaluăm ceea ce predăm. Noi, de vreo 10 ani, tot predăm competență, dar evaluăm cunoștință. Noi vrem să dezvoltăm gândire critică, vrem să dezvoltăm empatie, participativitate, tot felul de chestii, creativitate, dar evaluăm, în esență, cunoștință. Și atunci, atâta timp cât n-am răspuns la întrebarea cum evaluăm ceea ce vrem să predăm, discuția despre ce predăm e importantă, dar nu o să atingă o finalitate la scară. Undeva într-o școală bună, undeva unde există un profesor activ, el o să facă asta de la sine, ghidat, dar la scara unui sistem, noi nu o să putem face acest lucru dacă nu avem un sistem de evaluare care să ne permită nouă la minister să înțelegem, se predă ceea ce vrem noi să predea, se dezvoltă ceea ce vrem noi să dezvoltă sau nu. Și la moment avem un singur examen în care avem încredere, este BACO. BACO nu răspunde la întrebarea legată de competență, răspunde cel puțin credibil la întrebarea legată de cunoștință. Deci e mai bine decât nimic, dar nu-i foarte departe. Un pas un pic înainte, cred că ar fi să ne gândim dacă putem face ceea ce facem la BAC și la clasa nouă. Și noi cred că o să propunem anul viitor pentru anumite raioane care vor, încetişor, să avem aceleași standarde de integritate pentru început și la clasa nouă, în așa fel încât să avem și niște date, dar și o certitudine, că notele de a noua sunt într-adevăr, reprezintă o anumită realitate. Cred că ăsta este primul pas, să mergem cu standardele astea de integritate în jos în sistem și să ne asigurăm că mai avem încă un barometru ca să putem compara între gimnazii bună oară și să știm cine are nevoie de ajutor, că de asta comparăm, nu cu alt scop. Să știm unde să intervenim, să punem umărul, să mai oferim o formare, să mai ajutăm cu niște resurse, cu niște materiale didactice. Acum, la minister nu ne vine foarte greu să facem lucrul ăsta, că toată lumea are 10. Înțelegeți? Deci, intuitiv, da, noi ne dăm seama unde ar fi, dar e bine să avem așa un instrument onest de măsurare. Dar asta, iarăși, ne ajută doar partea de cunoștință. Noi nu măsurăm competență. Avem noroc de PISA, că a venit peste noi și că generează niște date. Cu datele alea noi mare lucru nu facem. Avem așa o comparabilitate internațională, dar nu o folosim în esență la nimic. Nu o folosim pentru revizuire curriculară. Nu ne întrebăm, de exemplu, de ce elevii noștri la un anumit item sunt slabi. Și să ne gândim, păi, poate ar trebui să mai punem o oră, două în curriculum ca să-i pregătim pentru intrul ăla. Nu avem un proces de feedback intern. Nu se leagă nicicum evaluarea cu ceea ce predăm. E așa un exercițiu extern ca să ne uităm unde suntem raportați la Finlanda. Cam asta. Și dacă am luat PISA, și aici ai ceea ce cred eu vreau, trebuie să ne gândim împreună și să o înrădăcinăm în sistemul nostru. Poate mai facem un examen, poate complementăm, dar să ne dea oportunitatea de a evalua competență. Și atunci să construim și curriculum, sunt competențele respective, și formarea continuă și tot restul. Neavând acum un asemenea instrument, noi vorbim despre foarte multe lucruri care ar trebui să se întâmple, dar nu avem posibilitatea să înțelegem dacă ele se întâmplă sau nu, unde se întâmplă bine și unde este nevoie de ajutor. Și vreau să vă invit să reflectăm împreună cum putem adopta asemenea instrumente. Tot pe partea asta, nu-i mai puțin important, evaluarea cadrelor didactice, a instituțiilor. Noi avem un proces de evaluare a școlilor foarte birocratizat și formal. Noi ne place foarte mult să verificăm dacă toată lumea are toate ordinele care trebuie să le aibă și dacă stau în măpuliți corect. Înțelegeți? Dar noi nu știm dacă la clasă se întâmplă ceea ce ar trebui să se întâmple și nici nu prea știm cum asta să evaluăm. Trebuie și asta să recunoaștem. Într-o manieră standardizată, să excludem subiectivismul din procesul ăsta. Acum, iarăși, norocul nostru e că sunt oameni care s-au mai gândit la întrebarea asta pe glob pământesc și de la care noi am putea să preluăm lucruri destul de rapid.
În Moldova s-a pilotat și o și recomandare în raportul OECD, care tare vă recomand să-l priviți, să-l citiți cu toții, este o metodologie TEACH, de observare la clasă, care e o chestie standardizată făcută de Banca Mondială. Mai există un test PISA for Schools, care e PISA pentru școli, care evaluează școala, nu fiecare elev, și la fel e un instrument standardizat. Și atunci, poate decât noi să inventăm propriile noastre standarde și metodologii, am integrat mai mult din ceea ce există deja. Deci ceea ce îmi dă mie cumva optimism este că la majoritatea întrebărilor noastre sunt răspunsuri. E important noi să le găsim, să le discutăm, ca asta să nu fie o decizie impusă de undeva de sus, dar un rezultat a unui proces de reflecție colectiv cu cadrele didactice și cu managerii. Eventual, un pic să le ajustăm, dacă e nevoie, la contextul nostru, să le adoptăm și să mergem înainte. Dar e tare important să avem acest proces de evaluare sănătos și când vine vorba de elevi și când vine vorba de ceea ce se întâmplă la clasă și în instituție. Asta o să ne permită să progresăm în primul rând. Deci, cumva, astea-s gândurile noastre la minister. Să avem un program național de dezvoltare a școlilor model, să investim acolo masiv, să rezolvăm una dintre marile noastre probleme care ține de lipsa accesului la studii de calitate pentru copii din zone defavorizate, din state foarte mici, să le oferim această șansă, să ne asigurăm că avem un curriculum și un plan cadru care reflectă și răspunde necesităților momentului și un proces de evaluare bine construit care de fapt măsoară ceea ce vrem noi să măsoare și nu ceea ce am măsurat dintotdeauna. Aici suntem astăzi, suntem într-un permanent proces de evoluție și vreau să vă spun că ne ajută și prin noi la minister foarte mult asemenea evenimente, că ne oferă ocazia să mai auzim oameni mai deștepți decât noi și asta e tare bine, și să preluăm ideile lor. Și vreau să vă invit să participați în acest efort comun cu noi cu toți. Forumul de astăzi cred că este un început, el oricum este un format în care cineva e pe scenă și își povestește, transmite anumite idei, să-l trecem gradual într-un proces mai participativ și să răspundem toți împreună la aceste întrebări cât de rapid posibil și să le implementăm în practică. Dar vă zic, eu sunt foarte optimist că noi o să reușim dacă o să continuăm cu aceeași dinamică și o să avem această comunicare constructivă și această participare inclusiv din partea dumneavoastră. Eu vreau să vă mulțumesc că ați venit astăzi la acest eveniment. Să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil ca evenimentul ăsta să aibă loc și să ne rupem de rutină și să reflectăm asupra unor subiecte mai mari. Și pot doar să vă asigur că noi o să continuăm în același ritm, dar mizăm foarte mult pe implicarea dumneavoastră, pe ideile dumneavoastră, pe creativitatea dumneavoastră, ca toți împreună să rezolvăm acele probleme fundamentale care se confruntă educația și în Republica Moldova și peste tot. Și tare mi-ar plăcea să ajungem să fim pionieri în anumite segmente. Eu cred că noi putem ajunge din urma Estonia, Finlanda, eu cred că noi putem foarte multe, având cadre didactice bune și având acest entuziasm, dacă o să-l menținem, să ajungem și noi să fim un etalon când vine vorba de calitatea educației în lume. Mersi! Vă mulțumim foarte mult și la final, cum le zic eu copiilor, încă 5 minute și gata. Astăzi, la sigur, nu o singură dată v-ați gândit la ideea că schimbarea trebuie să o fac eu, da? Trebuie să ceva să fac. Eu am să continui gândul dumneavoastră. Eu pot să fac o schimbare în propria mea persoană atunci când mai am alături un om care îmi creează contextele, care mă face să îmi depășesc propriile limite. Cu un profund respect, am să vin în scenă o persoană care are abilitatea aceasta de a-ți crea contexte și tu, fără ca să-ți dai seama, te depășești pe tine însuți. Eu am simțit-o asta nu o singură dată. Invit în scenă pe doamna Valentina Chicu, consilier prezidențial.
pe educație. Doamna Valentina. Rolul meu de moderator astăzi tot a fost ceva de genul ăsta. Mulțumesc mult, Diana. După ce mi-ai dat atâtea emoții cu prezentarea asta așa, mă pui în fața faptului că am 5 minute, încă am înțeles. Eu vreau să folosesc mai puțin timp. Dragi colegi, domnule ministru, ca să respect protocolul, dragi colegi, vreau să mă ajutați ca să fac acest cuvânt de încheiere mai compact. La pauză am primit un sunet de telefon de la fiică mea, care mă întreabă: tu ce faci? Zic, fac Forumul Național al Cadrelor Didactice. Dar asta despre ce e? Are un generic? Zic, e fără generic. Și despre ce e? Vă rog foarte mult să mă ajutați să-mi spuneți despre ce este forumul de astăzi, pentru că asta se face la o generalizare. Și alegeți, vă rog, un singur cuvânt și la 1, 2, 3 vă rog să pronunțați tare acest cuvânt. Să vedem despre ce a fost forumul ăsta nostru. 1, 2, 3! Toată lumea a auzit? Despre asta a fost Forumul Național al Cadrelor Didactice. Dacă să vă zic ce cred și eu, că eu n-am reușit să strig, eu am numărat. Și dacă să vă zic ce cred și eu, eu cred că forumul ăsta a fost despre oameni. Despre oameni mici și oameni mari. A fost despre educație. Educație pe care o legăm noi de copii întotdeauna și credem că copiii trebuie educați, poate a fost un light motiv, dar eu aș vrea ca dumneavoastră, din tot ceea ce s-a întâmplat astăzi, să desprindeți un alt gând. Noi astăzi cu dumneavoastră am vorbit despre educația noastră, despre educația cadrelor didactice. Pentru că educația și învățarea este un proces continuu și dacă noi cu dumneavoastră nu creștem, nu putem să producem creștere în instituțiile de învățământ, nu putem să producem creștere în clasă. Noi despre asta am vorbit. Am vorbit despre noi. Ați avut ocazia să participați, poate în direct, poate online, la festivitatea din 30 septembrie, atunci când am celebrat succesul unor cadre didactice de excepție din sistemul nostru educațional. 4.500 de persoane într-o sală au aplaudat și s-au bucurat pentru succesele colegilor. Noi astăzi am vorbit mai puțin despre succese. Noi astăzi am vorbit despre provocări, pe locuri despre probleme, despre percepția noastră a ceea ce se întâmplă în jurul nostru și a ceea ce se întâmplă cu noi în școală, în sala de clasă, în sistemul ăsta educațional în care suntem. Este important să celebrăm succesele, numai că dacă celebrezi doar succese, nu reușești să schimbi multe lucruri. Pentru ca să obții mai multe succese, este necesar să vezi și să, așa cum zicea domn profesor Miclea dimineață, să poți să identifici, să poți să formulezi problema, să înțelegi că există o problemă și să înțelegi în ce constă ea, să înțelegi care sunt rădăcinile acestei probleme, altfel nu o rezolvi. Să vedem care sunt provocările noastre cu care ne confruntăm acum. Și forumul nostru a fost deosebit, probabil prin faptul că noi cu dumneavoastră am privit situația în care suntem, realitatea în care trăim noi ca și profesori, ca și oameni, și am reflectat asupra acelor elemente pe care putem să le schimbăm, ca și noi să avem o stare de bine, și copiii din sala de clasă să aibă o stare de bine, și ca țara asta ulterior să primească o generație care să genereze succese. Asta este important. Eu vreau în momentul ăsta să vă dezamăgesc pe mulți dintre dumneavoastră care așteaptă că eu acum am să iau carnetul de acolo și am să citesc o rezoluție a conferinței. Nu o să fie rezoluție, nu avem o rezoluție, avem doar niște concluzii pe care le-ați făcut dumneavoastră
în atelierele în care ați lucrat, ați discutat în panelurile noastre diferite subiecte, ați ajuns la niște concluzii. Noi avem adresele noastre electronice și, așa cum zicea și domnul ministru mai sus, am vrea ca ceea ce s-a întâmplat astăzi aici să nu fie un punct, să nu fie o constatare că am realizat ceva, am realizat un forum, dar nu e o bifă. Noi am vrea ca ceea ce am început astăzi să aibă continuitate. Și cum vedem această continuitate? În primul rând, dumneavoastră în poșta electronică o să primiți toate acele concluzii pe care le-am făcut noi. Noi o să le împachetăm frumos, o să le legăm panglică, așa că dumneavoastră să le primiți la pachet frumos, să vă placă, da? Să trăiți așa și emoții pozitive atunci când o să primiți pachetul ăsta, să vă fie dragă să-l deschideți și să faceți ceva după asta. Ce puteți face? Puteți cel puțin să discutați cu un coleg de serviciu și să povestiți. Am fost la forum și uite, a fost acolo o idee și mă macină, vreau să o discut cu tine. Sau uite, au fost multe idei și m-am rătăcit printre ele. Nu știu care este importantă, dar vreau să discut cu tine. Puteți face și altceva. Puteți să faceți o prezentare despre ideile de la forum și să faceți această prezentare în fața colegilor dumneavoastră, să le povestiți ce a fost. Puteți să mizați pe faptul că colegii dumneavoastră au stat la ecranele televizoarelor, la ecranele calculatoarelor, ne-au privit, ne-au ascultat, au fost alături de noi și deja puteți iniția cu ei o discuție despre acele subiecte care v-au părut mai interesante și mai aproape de ceea ce faceți dumneavoastră în fiecare zi și ceea ce se întâmplă în instituția în care dumneavoastră activați. Ați putea face și mai mult. Să mergeți la direcția de învățământ și să ziceți, hai să facem o, nu știu, o ședință cu directorii, cu adjuncții, cu profesorii de română, cu profesorii de matematică și să abordăm, uite, subiectul ăsta. Eu sunt gata să împărtășesc din experiența pe care o am de la forum. Și dacă în toate aceste activități pe care o să le inițiați dumneavoastră o să aveți nevoie de suportul cuiva, eu cred că oricare dintre acei moderatori pe care i-ați avut în cadrul panelurilor, întotdeauna o să vă întindă o mână de ajutor. Doar să cereți ajutorul ăsta și ei neapărat o să vă ajute. Asta așteptăm să se întâmple pe lângă faptul că ministerul intenționează să schimbe foarte multe în sistem. Dar orice ar încerca să facă un minister, până la urmă, poate să se întâmple la nivel de politici. Până la urmă, ceea ce cu adevărat schimbă lucrurile este ceea ce faceți dumneavoastră în sala de clasă. Vreau să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc că ați fost foarte înțelegători. Să vă mulțumesc, asta zic pentru cei de acasă, care nu au nimerit printre cei 400 să aibă un loc aici în sala asta. Să-i mulțumesc pentru că au fost destul de toleranți atunci când au telefonat și au zis, dar eu n-am nimerit, dar eu am telefonat pe data de 28, eu m-am înscris, eu am completat formularul, dar poate cumva, poate se mai poate, da? Vreau să le mulțumesc tuturor care au fost activi și care au venit la acest forum, pentru că asta, așa cum zicea doamna președinte azi, vorbește despre interesul nostru față de profesia noastră. Vreau să vă urez succes și când zic succes, mă refer la, nu la rezultatele academice a copiilor, dar la nota pe care o să vă dați dumneavoastră atunci când o să ieșiți din sala de clasă, după fiecare lecție, sau măcar o dată în săptămână, sau o dată în lună, oricând, așa cum am discutat azi și în paneluri și cred că ideea asta a fost preluată cam în toate panelurile din discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră. Vreau să vă urez sănătate și, așa cum zicea Sergiu Toma, să învățați să vă odihniți. Pentru că numai atunci când sunteți odihniți puteți transmite emoții pozitive copiilor și puteți să-i convingeți că învățarea este un lucru bun. Să învățați să lucrăm, de fapt nu e pentru dumneavoastră, e pentru altă lume, dar am să zic, să învățăm să lucrăm în sala de clasă cu demnitate. Să nu ne
victimizăm în fața copiilor, ca elevii noștri să nu zică: Doamne, doamna profesoară, tare mi-e jale de dumneavoastră, tare mi-e milă de soarta dumneavoastră. Noi am făcut cu dumneavoastră o alegere. Eu am făcut alegerea asta poate mai puțin conștient, dar am devenit profesor. Urmez calea asta de 42 de ani de zile și eu sunt mândră că am ales această profesie. Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră se simte la fel de mândru și vreau să transmiteți mesajul ăsta în sala de clasă copiilor dumneavoastră. Atunci o să avem cadre didactice și o să putem acoperi acea lipsă de cadre didactice pe care o avem acum în sistem. Atâta timp cât copiii nu văd care e greul profesiei de inginer, care e greul profesiei de medic, care e greul profesiei oricare ar fi ea, ei merg să îmbrățișeze profesiile astea, pentru că pe dumneavoastră vă văd în fiecare zi și consider că munca asta e cea mai grea. Nu-i speriați în clasă, încurajați-i și o să avem colegi noi. Deci, sunt cadru didactic universitar și mă ia gura pe dinainte și pot să vorbesc mai mult. Trebuie să trag linia și să zic stop aici. Mie nu mi-au pus cronometru și eu nu cronometrez timpul, dar trebuie să zic stop aici. Deci vă încurajez să acționați, vă încurajez să ne scrieți mesaje și să ne spuneți ce ați reușit să realizați, pentru că asta ar putea să inspire pe altcineva. Înainte, totuși am să mă duc la copiuța asta a mea, de fapt nu e copiuță, e un fel de, cum se numește asta, ajutați-mă? Nu, chestia asta care o am cu mine, așa. Ei, agenda e agenda, dar aici eu am ceva care să nu uit, să nu-mi scape, pentru că e extraordinar de important. Mai important poate de tot ceea ce am făcut eu azi și ieri și alaltă ieri. Este foarte important acum să zic, să adresez niște cuvinte de mulțumire tuturor celor care au stat în spatele organizării acestui forum. Noi am discutat cu dumneavoastră despre finanțatori, despre, eu știu, parteneri, dar vreau să vorbesc despre câteva persoane care au fost, nu găsesc cuvântul potrivit, au muncit și ziua și noaptea și la 7 dimineața și la 6 dimineața și la 12 noaptea. Am schimbat mesaje pentru ca să meargă lucrurile bine. Vreau să-i mulțumesc lui Michel Iliev pentru Mihaela Gherasim, pe care poate n-ați văzut-o, nu a fost foarte vizibilă, dar i-a asigurat absolut toată regia acestui forum. Cătălinei Rusu și Cristinei Gaberi de la UNICEF Moldova. Oxanei Drăguță de la Ministerul Educației și Valentinei Olaru. Și colegei mele de la președinție, Jana Ciolpan. Și în mod deosebit vreau să-i mulțumesc astăzi Dianei, am să zic Raelean, pentru că așa mi s-a memorizat numele ăsta. Diana, felicitări, ați reușit și eu mă bucur că aveți o experiență nouă în palmares și asta o să vă încurajeze probabil să faceți și alte lucruri și mai interesante. Stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult. Colegilor mei care au lucrat pro bono, nu cu plată, în atelierele pe care dumneavoastră le-ați avut, tuturor, cu multă plecăciune, vă spun mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut. Vă urez o zi bună, să aveți drum bun până acasă și să vă găsiți acasă copiii dumneavoastră, soții, soțiile, sănătoși și să vă gândiți la ziua de mâine, că e o zi de duminică în care să vă odihniți și să mergeți luni la școală cu forțe noi. Multă sănătate!